Ați văzut, desigur, tablouri cu cei 12 ucenici. Vă amintiți cum arătau ei? Și mă refer, de exemplu, la Petru, la bătrânul Petru. Cam cum arăta? Cum vi le imaginați voi? Da, și cam ce vârstă îi dădeai? Așa. Dar Toma și Andrei, cum păreau? Mai tinerel, dar ceilalți, oameni cu scaun la cap. Ceea ce este surpriza surprizelor este că dintre cei 12, niciunul nu era mai bătrân ca Iisus Hristos. Atenție, Iisus era cel mai vârstă și avea ca la 30 de ani. Iar Ioan, cel mai tânăr, știți câți ani avea? Cine are 17 ani să se scoale acum în picioare? Acum! 17 ani! Sus! Sus, 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 sus! Mai sunt și alții! Asta e vârsta apostoliei. M-auziți? 17 ani. Uluitor! Stați jos! Mulțumesc! Dumnezeu are nevoie de voi. Vreau să vă mai spun două lucruri. Toți reformatorii, mă gândesc la mișcarea adventă, au fost câțiva mai în vârstă. Dar James White era neînsurat. Ellen White era o fetișcană. William Miller era singurul om în vârstă. Dar toți ceilalți, doar tinerii sunt dispuși de schimbare. Doar tinerii visează să producă ceva, să se schimbe lucrurile, starea de fapt. Dragii mei, uitați-vă la toate revoluțiile care s-au produs pe pământ. Nu le-au făcut bătrânii, le-au făcut doar tinerii. Și aș vrea să vă încurajez. Voi trebuie să ridicați steagul. Și voi trebuie să vă gândiți la reformă. Mi-amintesc de o fată venise din Germania, tatăl medic, mama economistă, eram pastor în cort. Și fata vine, 16 ani. Frate, vreau să mă botez. Mama ei, o femeie cu scaun la cap, a spus: uite-te cum arăți, nu poți acum. Trebuie mai întâi să înțelegi, să crească creierul. Fata asta a vrut să facă reforme mari, să devină vegetariană, să țină sabatul așa cum trebuie, nu ca în Germania. Și oamenii echilibrați au spus: auzi, monsieur, tu patron du zel. Asta era cuvântul pe care un mareșalul Franței, Grouchy, cel care a făcut pe Napoleon să piardă războiul la Waterloo, el avea această zicală, dar mai presus de toate, nici prea mult zel. Patru de zel. Mai ușor, mai ușor. Dragii mei, voi sunteți chemați la o lucrare mare. Iar lucrarea nu este de a merge din loc în loc cu timpane și cu surele, ci lucrarea voastră este să înceapă în cămăruță, să redescoperiți adevărata voastră nevoie de Hristos, păcătoșenia voastră care are nevoie, care strigă după Hristos. Cine își descoperă nimicnicia, slăbiciunea, va spune și el ca vameșul: Doamne, adu-ți aminte, nu, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ei, de aici începe experiența cea mare a reformei. Luther a avut evenimentele lui, chinul, ați citit Marea Luptă, frământarea lui după neprihănire, după perfecțiune, spune că postea ca să aibă simțământul că e bun de cer, că Dumnezeu îl aprobă, până când cădea, a căzut jos la liturghie, a leșinat de foame, până când a descoperit că cel neprihănit prin credință va trăi, prin relație cu Hristos, și a descoperit bucuria de a fi cu Iisus. Dragii mei, eram și eu tânăr când Hristos mi-a tăiat calea și sunt recunoscător până astăzi, a dat sens și bogăție și fericire vieții mele. Vă doresc și vouă același lucru. Am încheiat acordul final, cadența. Aș dori, dragii mei, să schimbăm tiparul acestei după-amieze. Ca orice vorbitor public, trebuie să fiu pregătit oricând să spun un mesaj. Și Biblia este o comoară, o fântână nesecată. Nu vreau să spun mesajul.
Vreau să construim predica împreună. Iar predica o putem construi spunând voi agenda nevoilor voastre. Și tinerii au cuvântul. Deci în după amiaza aceasta, părinții să fie fericiți, să asculte ce spun tinerii. Eu, dacă n-aveți nimic, în cândare de închidere, serios, ne luăm jucăriile și plecăm. Iar dacă avem, ce, avem întrebări, avem frământări din viața noastră, știu eu, din viața curentă, probleme, sau din înțelegerea Scripturii, sau chestiuni existențiale, haideți să le dezbatem împreună. Și vom construi împreună tema, mai avem o jumătate de oră. Uitați-vă la ceas, e fără 10 și trebuie să încheiem. Vă ascult. O temă pentru azi. Pregătiți-vă, cobor de la bond și vă întreb, arătându-vă cu degetul, că nu știu numele vostru. Pregătiți-vă, număr până la 10. Sau ne salvează cineva și de la balcon. Și de la balcon aștept. Cine n-are nicio întrebare, iese din joc, în sensul că sau este doct, știe tot, e Dumnezeu, sau este inversul. Înțelegeți? Iar dacă aveți întrebări și nu le spuneți, înseamnă că sunteți timizi, că eu v-am intimidat și îmi pare rău, atunci mă pocăiesc. Vă aștept. Bravo. Cum te cheamă, fiule? Manuel. Manuel, ia vino lângă mine. Așa, spargem tiparele, nu... De unde ești, Manuele? Din Vrancea. Vrancea, salut. De lângă Fulșeni. Zi localitatea. Dumitrești. Dumitrești, am trecut pe acolo. Bun, spune-ne întrebarea ta, tare sau de lumea. Întrebarea mea este, cum reușim să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu, că toți am făcut promisiuni lui Dumnezeu, cum reușim să le ținem când suntem în cel mai jos moment al nostru? Bravo! Mulțumesc, Manuele, Dumnezeu cu tine! Amin. L-am chemat pe el ca să sparg gheața. Nu vă temeți că nu vă chem pe toți. Dacă vreți, sigur, dacă se aude mai bine de aici. Mulțumesc, Manuel! Dragii mei, te rog să vii în față. Cum te cheamă? Daniel. Încă o dată? Sunt Daniel. Daniel, eu îl cunosc pe el din aeroport. A venit să mă întâlnească acum câteva zile. Mergeam în Armenia și el a venit să îi dau un mesaj. Bun. Ai un foc? Ai un foc? Am o nevoie, vreau să fumez. Dar Manuel, dar Daniel îmi spune, dar domnule, nu știi că, uite ce scrie pe pachetul tău, tutunul cauzează grave afecțiuni, leziuni, cancer. Știu, am fost de două ori la tratament anti. Nu pot. M-am lăsat de 8 ori. Vă dați seama că de 8 ori are luat. Ce îi lipsește omului să se țină de promisiune? Că asta a fost întrebarea. Cine mă ajută? Daniele, ochii în patru și te fuci, dai fuga cu microfonul. Cine mă ajută? Uite, e acolo un băiat cu cravata deschisă, la culoare. Nu, domnule, nu, mi-e scârbă de put, miros urât, tușesc. Nu merge, nu vreau. Am tusă tabacică, nu merge, nu iasă. Altceva. Cine a zis? Mulțumesc foarte mult. Cum te cheamă? Magda. Am uitat, de dimineață mi-a zis numele Magda. Sora mea Magda, ai răspuns de nota 10. 10. Pentru că singurul lucru, ați auzit, ce înseamnă motivație? Vine dintr-un latinesc, moto movere. E un verb latinesc. Ce înseamnă moto movere? De acolo moto perpetuo. Ce înseamnă moto movere? Mișcare. Și motivația este factorul, elementul care te pune în mișcare. Dacă n-ai
factorul care te determină să miști, nu poți. Stai pe loc și tremuri, dar suși din țigară, că nu poți altfel. Înțelegeți? Ce e motivația? Am mai vorbit eu despre motivație și am înțeles că măcar unul sau doi ați fost la întâlnirea de acum câteva, nu știu cât timp, o săptămână, adică o lună, două, de la Cuza Vodă. Gândiți-vă la un fapt. Motivație, emoție. Care e natura motivației? V-am spus, mură în gură. Este emoțională. Deci motivația este nu rațională, că pachetul îmi spune, te omoară. Dar motivația e de natură emoțională. Și există doar trei motivații sub soare. Nu există a patra. Trei. Și am dat un exemplu interesant. Băiatul cu ochelari, ești mai aproape, vino la mine. Vreau să rup puțin tiparul, să fim efectiv o familie. Da. Vino, cum te cheamă? Roberto. Roberto. Uite cum te știu, că te știu foarte bine. Da. Vorbe serios. De la? De Matca. De unde te știu? De la Matca. De la Matca. Am avut seminar împreună. Ai fost cu micul predicator. Micul predicator, deci îl știu de acolo. Stai aproape. Da. Așa. Roberto. Tu ești un foarte bun IT-ist. Am auzit că patronul tău, colaboratorul tău, te plătește cu 3.000 de euro pe lună. Vreau să vii la mine, îți dau 6.000 de euro. Numai că patronul e fratele tău. Ce faci? Sunt cu fratele meu, normal. Auzi, îți dau 8.000. Tot așa. Fii atent, 8.000. Uh-huh. Tu știi, uite, banii. Uh-huh. Și aceasta este prima motivație care intervine. Cum se cheamă? Materialul sau lăcomie? Nu știu. Interes. Cine a zis? Așa. Interesul. Deci interesul mă motivează. Și la copiii de vârsta 7-12 ani, interesul lucrează brici. De la 6-5 eventual. Până atunci lucrează o altă motivație foarte bine. Deci de când au devenit cât de cât semi-autonom, interesul, îți faci lecțiile, facem ceva. Nu, interesul, știi? Bun. Și acum vine un tip pe care eu l-am primit acolo, un rachet. Și ce să ia? Tăștia killeri, plătiți. Auzi? Îți pune pistolul la tâmple și spune, dacă te duci la 8.000, îți luăm nevasta și copiii și eu mă râm. Și tu o să plângi. După aceea îți faci niște petecanie. Ce faci? De ce mă puneți în situațiile astea? Eu caut să le evit în viața asta. Și... E, acum e virtual, treci pe aici ca să nu se întâmple. Da. Ce faci dacă îți pui pistolul la cap? Depinde mult de persoanele care sunt implicate. Dacă ați spus că e implicată familia, da, că în sigur. Primul rând m-aș ruga pentru că chiar n-aș ști ce să fac în situația respectivă. Și apoi, dacă cumva cu... Deci ce ai face? Renunț la proiectul interes, pentru că motivația a doua, cum se cheamă? Frica e mai tare. Ați înțeles? Frica, deci motivația întâi e interesul. Motivația a doua este frica și taie interesul. Și motivația a treia, știți care e? Dragostea. Dragoste, mulțumesc. Te voi mai scoate ca să te simți mai bine. Așa. Bun. Nu poți face nimic, Manuel, dacă n-ai o motivație adecvată. Dacă Dumnezeul tău e un Dumnezeu justițiar, care în cazul în care tu calci porunca Lui, te desfințează, atunci de frică te vei ține de studiu. Vei face tot. Și spun eu, vei citi sau te vei face că citești, dar ți-ai bifat datoria și ai scăpat. Te-ai salvat.
Dacă vrei să, știu eu, nu știu, la, în materie de creștinism, interesul dacă funcționează. Funcționează doar unele pentru care vin la biserică din interes. Care ar putea să fie interesul? Bă, viață veșnică, străzi de aur, îți dai seama, de aur, Ierusalimul. Este, e de dorit, e interesul. Nu mai mor, ura! Frica e un alt motiv care împinge pe oameni la biserică. Iadul, judecata. Înțelegeți? Și niciunul din aceste motivații nu țin în religie. Sau țin fals, artificial. Singura motivație este dragostea. Am luat și eu hotărâri ca să-i plac lui Dumnezeu. Și vă spun drept, a fost o perioadă destul de lungă când aveam destule scuze legate de lucrare ca cele hotărâri să devină, să ajungă pe planul secundar și apoi terțiar. Dumnezeu să fie lăudat că se îndură de un păcătos ca mine. Și am acum o altă motivație, se numește relația personală cu Hristos. Nu este o stare, știu, superioară, nu, e minimală. Dragii mei, un creștin, dacă nu are o relație personală cu Hristos, nu e creștin, mimează creștinismul. Este doar un, știu eu, creștin cultural, dacă ți-a auzit. Hai să vă spun un lucru și pe urmă închei ca să vină altă întrebare. Vă amintiți parabola celor 10 fecioare? Și de cele 5, așa zisele, foolish sau nebune, neînțelepte. Vă amintiți de cuvântul din Matei, capitolul 17 cu 19-21, unde spune că mulți în ziua aceea vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut, n-am trezit, n-am făcut tare. Și atât fecioarelor, cât și ăstora, Dumnezeu le va spune singura lor vină. E o vină comună care apare explicit în parabola din Matei 25, de la 1 la 11, a fecioarelor, și în Matei 7. Știți care este singura vină? Cine știe, îi dau o apreciere, că n-am premii la mine. A, am un premiu. Da, aștept tineri. Care a fost, deci, singura constatare a vinovăției lor, nu vă cunosc. Știți ce înseamnă că nu vă cunosc? Știți ce înseamnă că nu vă cunosc? Adică acela tot puternic nu te cunoaște? Păi știe și fiecare fir de păr din cap. Oh. Există trei tipuri de cunoaștere. Cunoașterea logico-matematică, pe care a folosit-o Einstein când a cercetat fără să iasă din cabina lui, din casa lui, știu eu, E egal MC pătrat. Einstein. Cunoașterea logico-matematică, în care există un singur subiect și atât. Eu care cuget, gândesc. Există al doilea tip de cunoaștere, se cheamă cunoașterea științifică sau cunoașterea experimentală, când există un subiect și un obiect al cercetării. Eu sunt biolog, am pus cărăbușul sub microscop, îl fixez și acum eu sunt subiectul și cercetez obiectul. Îi număr crampoanele de la picioruș, îi număr tuburile de respirație. Și există un al treilea tip de cunoaștere care se cheamă cunoașterea personală. Eram în tren, în fața un cetățean, cam gol trenul, eu pe călătorie lungă, el la fel, și mă uit la el. Da, e un om care pare că are un sens în viață, hainele curățele, citește, citește de ce e intelectual, își folosește mintea. Oare cine e? E proaspăt bărberit, deci ține la respectul de sine. Și încep să descifrez cam în ce zonă valorică se plasează.
Eu știu despre. Eventual am văzut pe geantă scris numele Steriade Ovidiu. Știu și numele. Dacă vrei, mă pot interesa pe internet și găsesc Facebook-ul. Și găsesc o serie întreagă de lucruri. Căsătorit, are doi copii, locuiește la Buzău. Eu știu despre, dar nu pe. Și atunci, când își ridică ochii de pe carte, îi zâmbesc. El e bucuros și îmi zâmbește și el. Întind mâna și spun Lucian. Iar el spune, Ovidiu. Pe măsură ce mă descoper, el mă cunoaște. Pe măsură ce el se descoperă, eu îl cunosc. Și această cunoaștere se cheamă cunoașterea personală, nu logico-matematică, nu științifică sau experimentală, ci cunoaștere personală. Și știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu nu intră cu cizmele în sufletul tău să te cunoască, ci așteaptă să te deschizi. Și dacă tu te deschizi, se deschide și El. Și aici nu mai este un subiect și un obiect, ci sunt doi subiecti, sunt doi care comunică. Vă spun, aceasta este baza, temelia creștinismului. Și aș vrea din toată inima să înțelegeți că fără această cunoaștere personală, tot ce facem noi e vax, un mare, polished, colored, nice, zero. Un mare zero. Să-L cunosc pe El, Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă facă asemenea cu moartea Lui, Filipeni, capitolul 3. Asta e. Și viața veșnică este aceasta, Ioan 17:3, să te cunoască pe tine, Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care ai. Dar nu cunoașterea așa, da, ia să mai citim, da, e bun, e interesant. Asta e obiect. Eu am nevoie de subiect. Iar acest lucru se petrece doar prin credință în prezența Lui aici. El e tot prezent, tot știutor. Eu pot vorbi cu El simplu, că El deja știe gândurile mele. El deja e aici și atunci spun, Tată, îți mulțumesc că ești aici. Dacă vreți detalii mai multe, apar în cartea Scapă la munte, în capitolul 5 și 6. Sau 6, 5 și 6, dacă nu mă înșel. În care se vorbește despre nevoia ireductibilă, indispensabilă, disperată de o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, dragul meu Manuel, dragi Manueli, că problema este a tuturor, avem nevoie de o experiență personală. În rugăciune, sigur, cât te rogi? 3 vorbe spuse lângă pat. Dimineața, seara și la prânz, formula în germană, cum Herr Jesus sei unser Gast und segne was du uns bescheren hast. Eram neamț, asta e rugăciunea de masă în care se cere binecuvântare. E o rugăciune, e o poezie. Asta nu e relație personală. Unde-i Dumnezeu? Păi departe, sus. Și ce face? Îi trimite telegrame. El le primește, le trimite în spațiu și el le prinde cumva. Asta este credința în Dumnezeu de departe, nu Dumnezeul tău apropiat, cu care poți să spui, cum a zis Iisus, Ava, tăticule. Asta este întrebarea întâi. Altă întrebare. Te rog, fată. Cum te cheamă? De unde vii? Ce faci aici, Ilie? Vreau sunet. Nu, poate că ei trebuie să dea. Mort? Dead. Bun. Tamara. Personală. Bravo! Această cunoaștere personală, am o idee de mai multă vreme în minte și s-a dezvoltat acum când vă ascultam. În acest context, există relativism? Și dacă da, în ce condiții? Nu înțeleg conceptul de relativism în această discuție. Explică-mi puțin. Ați spus noastră de relație personală cu Dumnezeu și fiecare are o relație, că fiecare de noi își dezvoltă o relație personală.
cu Dumnezeu. În cazul acesta, dacă luăm doi indivizi separați... Care sunt atât de diferiți, atât de diferiți și au culturi diferite... Exact, în acest context și nu numai... În contextul vieții de creștin și nu numai, există relativism și se poate dezvolta această... Îți mulțumesc frumos. E o întrebare interesantă. Noi suntem foarte diferiți unul de altul. Problema e că Dumnezeu e același. Și Dumnezeu îți vorbește pe limba ta și se apropie de tine în același fel. Rețineți, vă rog, relația personală nu stă în faptul că eu mă apropii de Dumnezeu și Doamne, Doamne, vreau să vorbesc cu tine. Vrei să citești, te rog, Psalmul 27:8. Tu, cu voce tare. Să vezi ce frumos e. Poți să rămâi pe scaun citind, uite, Daniel ține microfonul. Psalmul 27:8. Inima îmi zice, din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Păi este extraordinar. Dumnezeu e Cel care bate la ușă, eu stau la ușă și bat. Nu eu bat la ușa Lui. Și El prin Duhul Sfânt, hai că vreau să spun ceva. Nu vrei să stăm de vorbă? Și atunci sigur că, oh, Doamne, ai venit și mă deschid. Și atunci apare dialogul care nu-i condiționat nici cultural, nici temperamental, nici de personalitate, nici de circumstanțe. Fie că sunt la mormânt plângându-l pe cineva drag, fie că sunt în culmea gloriei, în ghilimele, că gloria este vax, e doar o aparență, e o fata Morgana, Dumnezeu îmi vorbește. La fel, e susurul blând care a vorbit lui Adam, care a vorbit lui Ilie, care a vorbit tuturor. Deci relativismul poate fi doar în cazul în care intrăm în relație cu spiritele. Spiritism. Dar nu în cazul lui Dumnezeu, că El este același. Iar El are în fața Lui un păcătos. Iar păcătosul are nevoie de aceeași solie, aceeași, în esență, același mesaj. Tamara, m-ai înțeles? Mulțumesc. Altă întrebare. Și de sus, de la cor. Și de jos, haideți, mai avem loc? Nu, stai jos, că cu tine am mai vorbit eu, îl cunosc. Vă rog, întrebări. A, sus de tot. Mulțumesc din suflet. Uite, acolo e ceva cu microfon. S-a făcut. Cum te cheamă? Albert. De unde? Din Câmpina. Din? Câmpina, Câmpina, de aici aproape, te ascult. Da, destul de aproape. Întrebarea mea are cumva legătură cu ce s-a spus mai devreme. Suntem de acord cu toții, bănuiesc, că schimbarea este o amprentă sau o marcă a lumii noastre clară și... O marcă a? A lumii noastre, a societății noastre. Și clar are, schimbarea se regăsește foarte mult și în biserică. Adică mă refer poate la modul nostru de raportare, la oamenii din jur și în mod special la valori. Numai puțin ca să înțeleg. Când zici schimbare, te referi la schimbările din contextul cultural, socioeconomic, nu? Da, ajung imediat exact concret la ce fel de schimbare mă refer. Bineînțeles că asta este o definiție generală, ceea ce a spus mai devreme. Și acum mă refer la schimbările... modului nostru de a interacționa cu valorile sau ideea cât de mult ne putem schimba sau cât de mult putem permite, spre exemplu, să depășim anumite limite ale, de exemplu, muzicii clasice, să zicem, în biserică. De-a lungul timpului au fost foarte mult influențată. Sau divertismentul creștin, cât de mult trebuie să se asemene sau nu cu cel care a fost înaintea noastră. Cu cei dinaintea noastră, care au avut anumite valori, anumite modele. Mulțumesc frumos! Cred că am înțeles și am să traduc eventual, să mă corectez dacă n-am înțeles bine. Întrebarea ta era, există schimbări de interpretare, de înțelegere a principiilor și valorilor lui Dumnezeu în funcție de generație, de epocă,
de contextul din jur. Hai să dau un exemplu. Mi-a fost dat să umblu prin lume. În afară de America Latină, am punctat toate continentele. Și n-am mers ca turist, ci cu Evanghelia. Și vreau să spun că, de exemplu, în anumite locuri din Europa, din lumea întâi, nu din lumea treia, oamenii se simt foarte liberi ca în sabat să prindă focul, să pună ceva să fiarbă, eventual paste, că nu... Da, mai bagă și un ou, mai... Deci fac lucruri și am întrebat, de ce faceți? Păi, așa se face. Dar nu scrie să nu faceți nimic, să nu aprindeți focul. Este foarte clar Scriptura. Ei, asta era condiționat cultural. La data aceea așa se înțelegea. Noi înțelegem să nu muncim. Asta nu e o muncă. Dar cine hotărăște ce e muncă și ce nu e muncă? Păi fiecare cultură. Și vedeți, dacă lăsăm deoparte reperul absolut, revelația lui Dumnezeu, și ne orientăm după felul foarte variat și relativ și plural, pluralist, de a înțelege valorile, atunci putem foarte ușor să modulăm. Eram în Australia și un nene pe care îl cunoșteam de multă vreme din țară m-a primit cu drag, m-am bucurat de el și făcea în sabat lucruri pe care noi nu le facem. Și am spus, frate Daniele, faci asta? E o chestie? Zice, frate, în România ca în România, în Australia ca în Australia. Și dacă mergem pe acest criteriu al adaptării, al modulării, ajungem unde spunea cineva că am ajuns, la un adventism irelevant, decolorat, neinteresant, muribund sau murind. Nu știu dacă știți, a fost în Suedia. În Suedia erau 8-9 mii de adventiști înainte de de macazul pe care l-a tras postmodernismul. La ora actuală, sau atunci când eram eu, erau 3.000, dar de fapt doar 1.500 și biserica principală din Stockholm de 5 ani n-a avut pastor. Pentru că pastorii ce să fac? Să predic la muribunzi? Să duc bătrâne în scaun cu rotile să le plimb? Pentru că pastorul trebuie să slujească nevoilor. Auzi, plimbă-mă, dragă, prin parc. Și pastorul merge și plimbă prin parc. Și întrebarea mea este, de ce a ajuns aici adventismul în locurile acelea? Punctul 2. A întrebat despre valori. Care sunt valorile în discuție? Pentru că sunt valori care țin de relația mea cu semenii, relația mea cu activitățile, relația mea cu semenii, cinstea, sinceritatea, autenticitatea, cu zona lucrativă, hărnicie, nu, e o chestie care vizează economia mea. Dar există valori legate de relația cu Dumnezeu. Pentru că sunt cele două tipuri mari de relație, cu semenul și cu Dumnezeu. Care sunt valorile cu Dumnezeu? Valorile lui Dumnezeu? Haideți să încercăm să punctăm, pentru că vreau ca să construim împreună. Spuneți-mi fiecare câte o valoare care vizează nu orizontala, ci verticala. Mă ajutați? Una. Pac, 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 așa, câte una. Credința. Nu știu dacă credința este o valoare, ține de metodologie, de cum ajung. Credincioșia, de exemplu, este o valoare. Credincioșia, adică fidelitatea, credincioșia. Credința este o relație. Credincioșia este ce urmează o valoare a acestei relații. Altceva, mulțumesc. Nu știu dacă răbdarea nu vizează orizontalul. Rugăciunea este tot
un mijloc, tot o cale, o modalitate, nu este o valoare. Mai, foarte bine. Deci noi avem valori care țin de relația noastră cu semenii, avem valori vis-a-vis de relația noastră cu pământul și cu contextul vieții și avem valori legate de relația noastră cu Dumnezeu. Fidelitatea să credeți și ea. Una, alta. Smerenia. Bun, foarte bine. Smerenia. Trei. Comuniunea este procesul în sine, nu atât valoarea. E un proces, e valoroasă comunea. Dorința. Cum? Dorința. Dorința. Evlavia, foarte bine. Spiritualitatea. Adică modul de a vedea lucrurile cum vede Hristos. Și toate se bazează, atenție, care era numele tău? L-am uitat. Albert. Albert. Toate se construiesc pe elementul fundamental, de axă. Se numește? Dragoste. Dragostea mă aduce aici. Mă aduce unde trebuie să ziceți voi. Relația este relație, credința. Auziți? Consacrarea sau predarea de sine. Și ce înseamnă să mă predau? Nu mai vreau eu. Vreau voia ta. Psalmul 40 cu 6, 7, 8 spune: vreau să fac, iată, vreau, am voință, vreau să fac, continuați? Nu voia mea, voia ta. Deci vreau voia ta. Și asta este a fi rob al lui Hristos. Dragii mei, valoarea de unde se construiesc toate celelalte este dispoziția de a spune: Doamne, eu nu mai vreau decât, vreau voia ta. Și oriunde mă duci, orice vrei să fac, oricum vrei să gândesc, voi gândi ca tine. Când am această axă, această, știu, coloană de laser, că merg pe ea, nu pot să mă abat spre elementele culturale, pentru că tot ceea ce produce schimbarea, trendurile, în modele muzicii, modele hainelor, modele slujbelor, serviciilor divine, toate acestea țin de impactul pe care mediul extern, păgân, îl au asupra noastră. Eram la un, mă rog, n-am cu ce să mă laud, n-am niciun doctorat, dar am început două doctorate, dar nu le-am terminat și nici nu vreau. Eram la un jigsaw, un atelier în care 5-5 trebuiau să dezbată un subiect. Și eu eram unul din România, în fața mea era un, mă rog, director unei conferințe din Frankfurt, eram toți adventiști. Era directorul câmpului misionar Egipt, era directorul misiunii Islanda și cred că am 5 sau 6. Și ni s-a pus pe tapet o temă. Ești misionar într-o țară africană și ai ajuns în fața unui trib, șeful îți cere să îi vorbești, adună tot tribul și toată ziua tu vorbești, o zi, două, cinci. La sfârșitul săptămânii șeful se scoală în picioare și spune: acesta este adevărul, vreau să mă botez. Și dacă șeful zice, ce zice tribul? Vrem să ne botezăm. Numai că șeful are 7 neveste. Ce faci? Îl botezi sau nu îl botezi? Și asta a fost subiectul de dezbatere. Am fost în minoritate. Eram eu și cel din Islanda contra 4. Păi cum să nu-l botez, domnule? Asta e cultura lui. Dacă în cultura lui are mai multe neveste, asta este. Și în cultura lui, păi mănâncă și frunze de coca și bea și rachiu de... Că asta e cultura lor, nu? Dacă asta e cultura lor și nu se pot dezbara, asta e, botezăm în cultura lor. Oare? Ce trebuie să adaptăm? Ce este imuabil? Cultura e Dumnezeu, e deasupra revelației sau revelația e deasupra culturii și cultura trebuie să se
adapteze, să se schimbe, să se moduleze după principiile lui Dumnezeu. Vă spun, a fost o dezbatere cu colți. Fiecare a rămas la părerea lui. N-am avut timp să le dau o întâmplare pe care o găsiți în cartea Nu-i târziu niciodată. Cine a citit cartea, că vreau să mă refer, îmi pare tare bine. Acolo este istoria misionarului Ovid Davis. Vă amintiți? Care a ajuns în triburile Arecuna Kauai. Aceștia deja știau tot de 20 ceva de ani, 28 de ani, dacă nu mă înșel, știau tot adevărul, mai așteptau să vină omul alt cu carte neagră. Și el a rămas uimit de faptul că Dumnezeu s-a arătat lui Oukua, care era șeful de trib, șeful tuturor triburilor, deci erau triburi cu șeful știuci și el era șeful suprem, i s-a descoperit unul, să renunțe la tapir, la porc, care era valuta. Doi, să renunțe la rachiu de palmier. Trei, să renunțe la neveste. Și ce să fac, a spus unul din echipa de atelier, să-mi gonesc nevestele în tufiș, to chase them in the bushes. Și a zis, asta spune Dumnezeu? Sau să ai grijă de ele ca de surorile tale? Ce, cu surorile tale ai altă treabă decât să ai grijă de ele? Vă dați seama mentalitate. Dacă Dumnezeu a cerut triburilor cumplite, specializate în acele tuburi cu darturi otrăvite în otrăvuri mortale, dacă ei au fost ascultători în fața cererilor lui Dumnezeu, este foarte clar din experiența aceasta că nu avem niciodată căderea, e nelegitimă, e adulter să modulăm valorile după pseudo-valorile lumii. Eram într-o altă țară, în America, și nu, mă spun alta, eram la Friedenau, în Germania. Acolo este seminarul nostru. Și era pe ușa, îmi pare rău că o spun, e spre rușinea noastră ca adventism, pe ușa, pe geamul ușii de la cantina Friedenau-ului, Institutul Teologic, seminarul și mare și alte, știu, facultăți eventual, era un afiș făcut de mână pe care scria în limba engleză, ca limba internațională. Tonight, no prayer, no mission, no Bible. Fiți atenți. Homemade rock. Și tinerii invitau să facem o seară de dezmăț. Rock. Și a venit un tip din lume, chemat de fetele noastre, un tip care înainte tocmai se înviorase cu niște iarbă, care avea toate experiențele, știu eu, motivatoare ale lumii. Și a ascultat Homemade Rock. Ei, cum ți-a plăcut? A întrebat fata, făcea misiune cu el. Întreabă, și cum ți-a plăcut? Și el spune, auzi, ăsta nu e rock, e sifon. Vino la noi să-ți dau rock adevărat. Asta este o imitație artificială. Vrei rock? Rock. Trendurile sunt rezultatul influenței toxice a lumii asupra statusului meu spiritual creștin. Și de aceea creștinismul nostru a pierdut valorile spirituale și a devenit un creștinism world-friendly, nu user-friendly, care să fie prietenoasă cu lumea și la ora actuală, pentru că noi nu mai avem în anumite zone ale lumii identitate și sens și misiune. Eram în Elveția, în Geneva, și participam la un serviciu divin în care un prezbiter
vorbea bisericii, spune, am avut foarte mare plăcere ca duminica trecută, trecuseră 6 zile, să fiu invitat la o întâlnire frățească cu celelalte biserici. Și am fost rugați fiecare să aduce un simbol. Unul a adus un porumbel, da, mă rog, sculptat sau desenat, unul a adus o candelă, unul a adus o sabie și eu am adus nu trei îngeri, că n-avea sens, nimeni nu înțelege ce aia trei îngeri, o bazaconie, nu spune nimic. Și am adus o Biblie și a fost frumos cu surorile noastre, bisericile noastre surori. Știți ce înseamnă asta? Eu cred că trebuie să iubim ceilalți oameni și să privim pe toți ca poate chiar mai bun ca mine. Dar când este vorba de identitate, de mesaj, de conținut, ți-ai pierdut sensul. Și vă spun, din acest motiv, în Italia, pastorul adventist X, câștigat de spiritul prietenos al legatului Vaticanului, a unui pastor luteran, hai să facem împreună o întâlnire ecumenică. Și știți cine s-a rugat? S-a rugat chiar acel păstoraș adventist, binecuvântează Doamne, mișcarea noastră. Și... pentru că doar așa și mai găsești un adventist loc în lume, să fie în rând cu ceilalți. Vă rog, deschideți numeri 23, vă rog, deschideți numeri 23, versetul, vă spun imediat, versetul 9. Cine îl citește? Dar tare aș vrea să aveți Biblie, nu telefonul. Și o să vă spun de ce. E o deosebire foarte mare. Hai! Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Fiți atenți și urmează acum. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Stai jos! Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Asta este distinctivitatea noastră. Noi nu putem să ne asemănăm cu obiceiurile altora, cu muzica altora, cu... dacă vorbim despre muzică, e domeniul meu și poate știți că sunt muzician, asta e prima mea profesie. Și putem discuta despre care sunt valorile muzică, de ce muzica aia e muzică și asta nu e deloc muzică, deși poartă numele de muzică, dar nu e. Cum? Chiar vă rugăm. Frate, am depășit cu 2 minute, încheiem, da? Urmează poate în discuțiile ulterioare cu drag. Da. Deci, dacă noi vrem să rămânem lângă valori, Albert, valorile nu se schimbă. Valorile sunt valori veșnice, perene și vreau să spun că nu toată muzica clasică e bună. Eu am predat-o la conservator 3 ani. Nu toată muzica e bună, clasică, dar este un limbaj care spune lucruri rele sau lucruri bune. Limbajul e sănătos. Deci limbajul muzicii clasice este ok. Rămâne de văzut ce spune muzica prin acel limbaj. Dragii mei, sunt recunoscători că v-ați deschis. Atenție, nu trebuie să stăm o jumătate de oră neapărat ca să doar să ai restim 10 minute sala, că putem continua pe bază, pe întrebări și răspunsuri. Bine, avem însă și o temă. Se cheamă dependențe periculoase. Bun. Întrebare. Ce este o dependență? Vă rog să mi-o descrieți, nu abstract, ci dând o imagine. O imagine vizuală. Încercați să descrieți dependența sau să o prezentați printr-o proiecție vizuală. Hai, mâna sus. Mâna sus și ziceți. Și că dependența e ceva greu de... nu? Da. Bun, altceva. Stai puțin, vreau să-mi arăți poza. Nu, tu îmi spui foarte adevărat, e biblic, numai că vreau să-mi desenez ceva. Să văd prin desen, nu prin cuvinte. Am văzut acolo mână, imediat, fata. Spune-mi un desen. Tot frumos, dar... Cum? Un bețiv.
Căzut, răsturnat în șans. Da, e un tablou bun. Frate. Ah, cătușe. Sunt legat într-un inel belciug în peretele temniței și sunt legat și... Oh, dacă știi cum erau încătușați hugenoții, nu vă spun că e o altă istorie. Zi tu. Eu aș vrea să fac o ilustrație fizică. Nu. Vizuală. Prezintă. Nu prea pot, dar... Mai crede ceva. Tradu. A, bun. Este omul care vrea să meargă încolo, dar e tras. Mulțumesc. Tu. Și câinele nu poate mușca. Interesant, te rog. În momentul când ți-e foame, ești vreme să-ți faci de mâncare și bei cola. După ce bei cola, trebuie să faci zete, bei cola. Da, asta este... Mulțumesc, foarte interesant. Altceva. Hai să vă spun eu un zi. Comportament condiționat. Auzi, nu spuneți abstract și explicativ, că e foarte interesant ce zici, dar dăm o poză. El nu fumează de obicei, dar atunci când e depresiv, când se ceartă cu părinții lui, atunci fumează. Adică e un comportament condiționat. Trebuie să se întâmple ceva ca să ai dependența respectivă. E interesant. Poate că este o dependență specifică aceasta, nu este comună. Dar fumătorul fumează fie că e supărat, fie că este vesel, fie că e plictisit, fie că e stresat. A ridicat o fată mână aici. Nu? Imaginați-vă un cățel, ceva care seamănă cu ce au spus alții, tras de o stăpână, el vrând să meargă la pom și stăpâna îl trage în altă parte. Deci o poză. Ce definește această poză? Spune, sora. Am vrut să spun că cei din jur vor să vorbească cu mine, iar eu mă uit în telefon. Seara, când copiii vor să vorbească cu mine, eu sunt ocupată. Da, e o poză. Mulțumesc. Ce mărturisește aceasta și toate pozele pe care le-am spus despre dependențe? E ceva foarte interesant. Că omul în dependență, continuați, acum nu mai vorbim în poze, ci în... Rănește. Cum? Foarte bine, traduceți. Ce-i lipsește lui că n-are libertate? Începe cu V. Voință. N-are voință, poate n-are nici motivația care declanșează, pentru că la baza voinței se află motivația. Aș vrea, înainte de a intra în discuție și a citi întrebările, să rog pe cei de la tehnic să pună scurtul clip. Sunt doar 18 sau 17 slide-uri. Și aș vrea să le vedeți, pentru că e ceva foarte important la care vom raporta discuția. Da, mulțumesc. Când fac așa din deget, vei schimba, nu acum. Manfred Spitzer este o eminență în lumea sociologiei, psihologiei, e un savant multilateral care predă, e neamț, dar predă în mare universități ca visiting professor. Iar el a spus pe noi, smart technology ne-a predestinat și nu avem scăpare la demența digitală. Și demența digitală este destructurarea personalității omului, dându-i ceva atât de scump, încât pur și simplu îl ruinează. Nu știu dacă ați auzit de AFIDE. Furnicile au, sigur, un furnicar este o minune, este o creațiune atât de amețitoare. Sunt furnicare care ocupă zeci de hectare subterane.
Sunt zeci de miliarde de furnici. Și sunt mai multe mătci, toate depinzând de o matcă regină mare. Și furnicile, în general, au o slăbiciune. Se îmbată. Bine, nu cu alcool. Există niște ființe mici numite afide, se cheamă păduchi de plante, afide. Bine, probabil că un anumit tip. Iar afidele acestea se hrănesc cu larve de furnici. Numai că produc un excrement dulce și îmbătător. Și furnicile le aduc în stup, în funicar, și le exploatează, le dau să mănânce puiilor, iar ei, furnicile, ele suc. Ce bun e! Și funicarul, exitus, moare. Se pare că așa ceva este demența digitală sau orice fel de dependență. Azi am vorbit despre conspirație, adevărata conspirație, nu degetele conspiraționistului, care nici ele nu se înțeleg. Vă știți că lojele masonice se bat între ele, e o concurență, o competiție, se urăsc. Nu vor lucra sinergic, nu. Ele sunt doar degete, ne ocupăm de păpușarul, nu de degetele lui. Iar conspirația se pune laba, că e fiară, nu e om, e fiară. Balaurul, să pună laba pe inima și mintea voastră. Suntem programați la demență. Ce înseamnă demență? Mens sana in corpore sano. Mens e minte. Și de este particula de negație, de lipsa de minte. Uitați-vă atent la această imagine, am găsit-o și tare bucuros. Ce vedeți? Cum? Sunt două personaje acolo, nu se vede foarte clar. Este un Skanderbeg între Hristos. V-am spus, marea luptă nu este între cei doi, ci se duce pentru aceeași fată. Amintiți? Adică se dă între concurența celor două puteri pentru mintea ta. Nervii creierului sunt singurul intermediar prin care cerul poate comunica cu omul și afectează toată viața. Este pasajul pe care l-ai citit și tu astăzi. Știați că the brain changes itself. Creierul se schimbă pe sine. O să spuneți cum se schimbă creierul pe sine. Ficatul nu se schimbă, se îmbolnăvește, dar rămâne ficat. Structural rămâne ficat, poate fi disfuncțional. Plămânii pot să aibă silicoză, pot să se, mă rog. În schimb, rămâne plămâni. Creierul se modifică fizic. E una din marile bombe. Priviți, și aș vrea să nu le uitați niciodată, este o mare, mare revelație. Am lăsat scris textul în germană, în engleză, cum l-am cules, este creierul normal la un CT, computer tomograf. Așa arată creierul. Creier adict pe heroină. Uitați-vă structural cum s-a modificat. Fizic s-a modificat. Ăsta e creierul pe heroină și acum o să aveți surpriza epocii. Creierul dependent de pornografie. Este uluitor cu cât mai mult este modificat creierul cuiva care e adict de porno. Este o istorie terifiantă.
Să nu uitați, Amy Winehouse, declarată de gustul masculin ca o tipă faină. Da, are, din punct de vedere lumesc, tot ce trebuie ca să suscite, să ridice sprâncenele a interes. E Amy Winehouse. Dependența, dragii mei, uitați-vă la ea! E cumplită, e groaznică. A fost schimulosită de dependență. Asta e o celulă, un neuron. Trecem prin toate. Țac, 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 repede. Așa. Bun. Nu, dă-i mai departe. Când ai o dependență, se stabilesc niște trasee preferențiale, niște șansuri, dacă vrei, sau magistrale, și ori de câte ori întâlnești elemente din realitate, tot pe acolo iau. Încât, vedeți, în capătul de jos există așa numiți butoni. Sus sunt dendritele, este neuronul, axonul și butonii. Butonii sunt niște vezicule cu neurotransmițători. Serotonină, acetilcolină. Și acum fiți atenți. Pe măsură ce se creează trasee prioritare sau dominante, magistrale, butonii aceștia se umflă, vezicule, și devin, cum să spun, hipertrofiate și îți determină gândirea. Pentru că cum nervii gândești. Este vreo șansă să scapi de dependențe? Răspunsul e categoric nu! Am spus la întâlnirea de la Cuza Vodă, și poate unii sunteți, ați fost și atunci, am fost la o întâlnire la Alcoolici Anonimus. Ați auzit de Alcoolici Anonim? Este o societate de recuperare a celor dependenți de alcool. Și se încurajează, este un statut care începe cu eu îmi dau seama că nu pot scăpa singur și am nevoie de o putere mai mare și în afara mea în care mă încred. E o declarație fără să-i spună Dumnezeu, pentru ca fiecare să spună acolo Dumnezeul lui. Și întâlnirea a deschis o doamnă la 4 ace, o doamnă distinsă. Se vedea că era cineva. Și ea spune, mă numesc Eugenia Popescu, sunt judecătoare, alcoolică, abstinentă de 11 ani. Stai cum? Alcoolică și abstinentă? Ca să știți, dragii mei, că dependența rămâne pe veci, dar poți, printr-o putere mai mare, uitați-vă la noul traseu, îl vedeți pe cel cu roșu deschis, dacă eu fac un șanț mai mare, o magistrală mai mare, gândurile vor trece pe acolo evitând nodul și traseul vechi. Deci noi nu avem altă șansă, dacă avem vreodată o dependență, decât să creăm o altă dependență. Și aceasta este singura soluție. Iar femeia spunea, sunt alcoolică, îți dai seama, dependentă, alcoolică, abstinentă de 11 ani. Dragii mei, noi toți avem dependențe și vă rog să fim cât se poate de unești. Nu trebuie să vă gândiți la cea mai gravă. Gândiți-vă că eu sunt dependent de mâncare, eu sunt dependent de prăjituri, eu am avut o luptă cu mine, cu prăjiturile. Nu știți? M-a făcut cineva de râs. Zice, tu spui să nu cumpărăm ciocolată la copiii tăi, dar tu mănânci prăjituri. Și, ah! M-a prins în offside și am spus, de acum nu mai mănânc prăjituri. Și n-am mai mâncat nimic, nicio prăjitură. Să vă auzi, am mâncat azi prăjitură la masă? Eu? Da, am mâncat eu? Da, da, eu am mâncat? Nu! Deci eu nu, deci hotărât am spus nu. Și asta pentru că sunt dependent, adică prăjitura, înțelegeți? Este pentru mine, de mic copil, m-am avut în sărăcia noastră să avem din când în când ceva dulce făcut de ea. Bun.
Există dependențe de cola. Da? De bere. Deci că e fără alcool. De fotbal. Deci că adventist, rapidist. Nu merge. Două isturi. Te alegi unul. Pentru că nu poți avea două patimi. Ai patima pe Hristos, nu și patima driblingului. Cafea. Cum? Cafea. Cafeluța, dragii mei. Auziți? Dacă fotbalul este doar o idee, cafeaua este un drog. Și Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți cum ne conduce. Nu știu dacă știți care sunt efectele cafeinei. Citiți. Sigur, industria cafelei a plătit crainici care să arate binecuvântările cafelei. Și vă spun, orice drog are și binecuvântări. Baci roina și este la lăulea cer. Păi mă, cazi de acolo, drept în fundul iadului. Deci dacă vrei să popularizezi, să-i arăți avantajele, chiar dacă-s de o clipă. Dar defectele nu le spun. Maimuțele macac sunt vânate foarte simplu, e un caz real, o oală cu gură mică, fixată în pământ și alune americane de la în oală. Și ele mor după alune americane. Și țăranul, că nici măcar n-are pușcă și n-are nimic, țăranul pleacă și se întoarce a doua zi și vede macacul cu mâna înăuntru. Macacul vede că vine, vrea să scoată mâna, vrea să fugă, nu poate. Dar la lune nu o dă drumul. Știți povestea lui Amanda Ruth Black? Cine știe, ca să mă repet, cam puțin, unul singur. Bun, și doi. Vreau să vă spun scurt istoria aceasta petrecută în Virginia Beach în 2008. Femeia aceasta, nevasta unui marinar, tot plecat, tot mă zic eu singură, îngrop tinerețea și a spus, ce dragă, am un contract, dar până când stai în contractul, îți aduc un prieten. Și a adus un pitonaj. Atât. Ea l-a pus, l-a hrănit în sân, l-a pus acolo și dădea să mănânce și pitonajul stătea pe ea în jurul gâtului și era atât de scump și a crescut și l-a hrănit bine încât s-a făcut dita mai pitonoiu. Într-o zi stătea în bucătărie, își făcea treaba morcovii, cartofii, bărberea și vine pitonul, iar stătea în baie. Ai venit, scumpule? Și el se suie pe ea, se colăcește și îl iubea, ea îl mângâie și ea, pitonul când iubește, apoi iubește cu toată puterea. Stai, nu mă strânge, stai, dar el o iubea, o strângea. Și femeia a avut timp doar să facă 1-1-2, să spună help, help, și cu cuțitul i-a dat 1-2-3, cât a putut și a căzut jos. Când a venit poliția, a găsit o femeie storcită jos, moartă, o urmă de sânge care ducea în baie și un piton mort. Dependența te distruge. E.G. White vorbește despre urmările păcatului. Știți că păcatul este savuros, e dulce, e tot ce se mulează pe firea mea, pe ADN-ul meu păcătos. Deci păcatul este savuros. Mă întreba odată un copil, unchiule, zice, de ce tot ce e bun în lume, asta e rău? Și era logic. De adevăr, bomboana furată era rea, neascultarea era rea, să te sui unde nu-ți dă voie mama, să coturboi, să iei bani, sunt toate bune, dar sunt rele. Cum adică? Pentru că noi suntem într-o lume rea și noi înșine suntem răi. Și este o simpatie, o aderență între noi și păcat, ce nu se poate spune. Și păcatul este creator de dependență. E.G. White, în Calea către Hristos, spune că păcatul are 4 urmări. Ce face?
Ce face? Scrie acolo, în variantele vechi, întunecă la minte. Noi zicem azi întunecă mintea. Întunecă la minte. Deci nu mai ai discernământ. Nu mai poți să deosebești ce e bine și rău. Devine parte din realitatea normală, din normalitate. Nu-ți mai dai seama că e păcat. Ce face cu simțurile? Pervertește simțurile. Apropo, cei care au fumat vreodată, știu că prima oară când au băgat țigara în gură, să-și scui pe bojocii. S-au îngălbenit să verse. Da, a 10-a oară, bă, ça va, mere. Iar după aceea, nu mai știi cum să storci și chiștocul ăla să nu te ardă până la capăt. Mai departe, împietrește inima, slăbește voința. Asta este istoria dependenței. Trebuie să fii nu rob, ci liber. Asta este o mică succesiune de slide-uri, ca să știți. Și nu uitați, trebuie să nu uitați ceva fundamental. Dependențele deteriorează, schimbă mintea. Ți-o modifică fizic, structural. E incredibil. Am văzut un scan, mintea cuiva care a smochinită cu goluri. Adică în loc să fie, să umple cavitatea craniană, era smochinită, groaznic. Este singurul organ pe care noi îl determinăm prin alegerile noastre. Să vă feriți, dragii mei, de dependențe. Căutați doar magistrala cea mai mare, care să pună în umbră celelalte dependențe, relația cu Hristos. Mulțumesc. Să punem întrebări. Gabi, n-ai vrea să fii cu mine? Poate că mai schimbăm, mai zici și tu. Nu, să fii aici lângă mine. Ne ajutăm unul pe altul. Nu vreau să fiu solo. E colegul meu, pastor, și împărtășim împreună. Bun. Pornim. Care este limita într-o relație intimă pentru a nu ajunge să se bazeze sau să ajungă până la relația intimă? Dragii mei, îmi pare bine că aveți transparența să vorbim de lucruri care în epoca mea erau tabu și nu se puteau discuta. Dar ele fac parte din realitate. Și mă uit la un tinerel de, facem și, da, un tinerel de, are 16 ani drăguțul și e chinuit de îndrăgostire. Și mama lui, aseară am mers cu ea, m-a dus la, aseară, da, la o familie în vizită și mi-a povestit despre frământările unui băiețaș. Hormonii încep să lucreze de la pubertate și hormonii determină o schimbare și o deschidere de orizonturi pe care nu le-am cunoscut. Și vă spun, sunt absorbante, sunt cântecul sirenei, care e irezistibil. Și ce a spus mama băiatului? Dragule, este acum vremea semănatului, să înveți. Și uite, și-a dat cazul ăla. S-a îndrăgostit, s-a lăsat de școală, n-a mai învățat, n-a mai ajuns, că dădea treapta, n-a mai ajuns la liceu, a ajuns la unul tehnologic, vai de mama lui, și toată viața s-a scurs. Tu alegi. Tu poți să spui, nu vreau. E o împotrivire față de o chemare lăuntrică, pentru că organismul tău are niște legi care sunt dezechilibrate după păcat. Atenție! Legile astea ale atracției între genuri e dată de Dumnezeu, numai că e dezechilibrată. E ca un zid care se surpă. Și trebuie proptea ca să nu cadă. Fii rațional. Gândește dacă e bine
dacă ți-e de folos. Vă spun o istorie. Am avut un student, eu terminasem seminarul și acum eram dascăl la seminar și am avut un student excepțional, talentat, deștept. Era în anul 2 când, la un moment dat, unde e, zi un nume de băiat? Alfred. Alfred, nu? Unde e Alfred? Alfred, unde e Alfred? Băi, o fi bolnav, a doua zi, a treia zi, Alfred nu mai apare. Și știți ce se întâmplă? Am sunat la părinți, e la seminar. El nu era din București, era din țară. Alfred a dispărut. La comunitate n-a apărut două săptămâni, trei săptămâni. Dom'le, a murit. Anunță poliția. Dragul de el, băiat ca voi, terminase liceul, era la 19-20 de ani. Era logodit. Avea nu o prietenă de probă, era logodit. S-a suit pe tobogan. N-ai voie să te sui. Dacă îți dai drumul, ajungi numai jos. Și ajungi jos. Și de groaza ceea ce a făcut, a fugit. A fugit, a dispărut. Până la urmă s-a aflat, l-au exclus și un destin care putea fi foarte benefic pentru mulți a fost frânt. Nu te poți împotrivi gravitației. Când ești în cădere liberă, nu te poți împotrivi. Nu poți spune vreau în sus, merge în jos. Aici este un enunț puțin creator de confuzie, că relația intimă se referă la relația intimă totală, iar partea sexuală este relația intimă. Dar aș putea să interpretez întrebarea în felul acesta. Eu am o prietenă. Mai întâi, hai să spun o altă întâmplare. Eram într-o biserică din București, țineam tot așa o întâlnire cu tineretul și în pauză vine o tânără la mine. Era prezentabilă, era domnișoară, așa. Și spune, frate pastor, am și eu o problemă. Spune, drăguțo. Și a spune, ce să fac? Sunt cu un prieten de 2 ani. El mă iubește și eu îl iubesc foarte mult. Dar zice, de o vreme se uită după alta și chiar a ieșit cu alta. Să se plimbe. Eu ce să fac? Și îmi pune Dumnezeu în minte gândul să întreb, spune-mi, Maricico, câți ani ai? 15, zice ea. Și îmi deschid ochii de broască și zic, ce spui? 15 ani. În ce clasă ești? Păi sunt în clasa 8-a. Oi, frate... Pretină și pretin. Dar nu e timpul acum? E momentul acum? Sau toate și-au vremea lor? Nu treziți dragostea până nu vine ea, spune în Cântarea Cântărilor. Și este o chestie mentală. O spun și pe asta. Fata mea, nu știu dacă am mai spus-o, poate o știți, dar scumpa mea fetiță, cred că avea 10 sau 11 ani, era ca și logodită. Era, noi n-am știut, cu jurăminte. 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 Ați înțeles? Și băiatul meu stătea în aceeași cameră pe paturi suprapuse, vine odată la nevastă mea cu un bilet. Uite ce am găsit. Era un bilețel, îl desface, iubitul meu, scria fata, te rog așa, 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 poartă-te frumos cu mama. Era un îndemn bun. Pe veci a ta. Pe veci a ta. Și eu zic, iubito, soției mele, vreau să intru în rol. Vreau să intru în rol. Și a spune, Lucișor, te rog, lasă-mă, e treaba mea.
Și am ascultat-o, eu aveam un model străin, care nu era bun. Dumnezeu m-a ocrotit prin ea. Și îi spune lui Petrică, băiatul meu, împăturește și tu exact unde l-ai luat. Și el ofuscat, dar nu urmează penalizarea. Ai înțeles? Și el, săracul morcovit, l-a dus înapoi. Deci să nu spui la nimeni. Și seara soția se duce și spune, ea spune, eu de o vreme simt că ai tu ceva pe suflet. N-am nimic. Măi, eu sunt mama ta. N-am, se jura. Bine. Peste a doua zi, măi, totuși tu ai ceva. A treia zi, eu simt. A până când fata izbucnește și spune, nu mai știu ce să fac. Mă ține ca pe un cățel în laț. Cine? Iubitul. El avea cu 2 ani mai mare. Deci avea 13. Da. Și zice, cică, el mi-a făcut scandal, de ce m-am uitat la Vasilică? Un alt băiețaș de... Păi, tate, eu nu mai știu ce să fac. Și a izbucnit într-un plâns nervos. Vreau să scap și nu pot. Și atunci am zis, uite ce să fac. Și eu, să-i scriu că... Nu. Scriem împreună scrisorile. Și scrie iubitul meu, așa, iubitul meu. Și apoi încet, încet, în 2 sau 3 luni, s-a evaporat relația. Fără rupturi, fără mai trădat. Dumnezeu să fie lăudat că i-a dat înțelepciune soției mele. Și ce a spus fata după aceea, avea 12 ani, mamă, jur că nu mai vreau să intru în jocul ăsta amețitor decât când voi putea să-mi fac o familie. Bravo! Și s-a ținut de cuvânt. Unul i-a scris, un șmecher, deștept, erau în clasa 11-12, would you like to be my girlfriend? Și ea, acum a prins șpilul, a friend, yes. A girl, yes. A girlfriend, no. Și cu asta a stins toată treaba. Și adevărat, și băiatul meu și fata mea au spus, nu e timpul, nu vreau să intru într-o relație pentru că toboganul te duce jos și eu vreau să rămân cu Domnul. Vreau să primesc darul de la El la vremea aceea. Și vă spun încă ceva, cei care se joacă vor suferi pentru că vor începe și de mii de comparații că aia era așa, asta e așa, că aia avea așa, aia, tot felul de lucruri care intri în dictonul care spune comparația este blestemată. Ziceți cu mine, hai, toți, comparația este, surorile de sus cu mine, că n-au spus nimic. Hai, toată lumea, comparația este blestemată. Bun, următorul bilet. Cum? N-am discutat nimic de fond. Păi, dacă intri într-o relație, ajungi acolo. O, nu trebuie să ajungi acolo ca să nu intri în relație, deci. E deștept. Da. Mulțumesc, drăguță. Că n-ai ce să vorbești. Auziți? Eu am fost în focurile acestea. Eram logodit, nuntă era anunțată și aveam singura dorință să o strâng în brațe pe logodnica mea, care peste 2-3 săptămâni, apropo de prietenul meu, de Alfred, cum am zis noi, și am zis, bă, e periculos. Adică îmi dădeam seama că toboganul ilustruit. Da. Am o dependență de confort. Dacă intervine ceva, îngheț și nu reacționez pur și simplu, evit lucrul respectiv. Care sunt primii pași pe care să-i fac ca să pot ieși din sarea aceasta? Ai tu un răspuns? La cealaltă. Te rog. La prima întrebare vreau să spun ceva. Aparatul sexual este un aparat creat de Dumnezeu. Asta trebuie să ne fie un lucru foarte clar. Corpul nostru este creat și înzestrat cu acest aparat sexual pe care îl avem, pe care Domnul ni l-a dat.
Și uite să înțeleg de ce mi l-a dat. Mi l-a dat pentru ca cei doi să devină un singur trup. Pe veci. Pe veci. Deci ăsta este motivul pentru care Dumnezeu mi-a creat acest aparat sexual. Acest aparat însă are un buton de on, nu și de off. Off-ul, butonul ăsta de off, este ca un fel de abstinență, dar să-l, ca și cum n-ai, să-l stopezi total, odată ce ai pus on, este on. Și aici intervine primul și cel mai înțelept lucru. În momentul în care tu, când te naști, te naști cu niște, cu sisteme din tine deja cuplate. Sistemul digestiv e cuplat, slavă Domnului. Sistemul creier e cuplat, slavă Domnului. Aparatul sexual este cuplat când te naști? Nu. Ăsta, Domnul, le-a zis, hei, vreau ca tu cu înțelepciune, la momentul potrivit, să apeși on pe acest aparat. Nu îl activăm de la început. De asta, fetele au un moment, băieții au un moment, acest aparat se construiește și se dezvoltă în timp. Nu este presetat start de la început. Ei, aici intervine, de asta Dumnezeu unele lucruri le face frumos ca să ne dea libertate și ca să ne ajute să ne dezvoltăm într-un mod fain. Ei, în momentul în care tu decizi să apeși pe acest aparat și să-l cuplezi, repet, nu îl mai oprești. De asta e foarte important să gândești foarte bine dacă e momentul potrivit să pornești aparatul. Pentru că tu nu, dacă nu ești 100% sigur că e potrivit să începi aceste trăiri intense, această lipire, dacă tu nu ești convins că e momentul potrivit sau că partenerul nu e potrivit, apar niște probleme extrem de serioase. Și acum o să ziceți, băi, oameni buni, hai mă, voi când ați fost ca noi, da, și eu am avut bătăi de cap la capitolul ăsta, slavă Domnului că am fost curat de la căsătorie, dar am avut bătăi de cap serioase. Și acum, când, cel puțin eu, vin în fața voastră, nu vin nici ca istețul, nici ca, ok, trebuie să dai bine când vorbești. Nu. Ci mă uit în urmă. Și înțeleg pierderile pe care le-am avut prin faptul că m-am jucat cu acest aparat. Aparat care își pierde din potențialul lui, din frumusețe. De ce Dumnezeu așează acest cadru? De ce așează acest cadru al aparatului? Pentru a te bucura maxim. De asta așează acest cadru. Și vreți să știți câte probleme în căsătorie apar de la această problemă? Câte familii sunt nefericite datorită unei sexualități care e cu multe probleme acolo. De asta, cuplarea acestui aparat este de o mare înțelepciune. Până unde? Aici, dacă scot o vorbă, o să mă judecați. Sunt principii, aveți spiritul profetic și cel mai frumos este momentul, dar când ați intrat într-o relație, stabiliți de la început limitele. Discutați-le și stabiliți-le. Altfel știți cum e? Băiatul tot mai, tu îi mai ții mâna. Intervine o joacă în care cel mai de pierdut au fetele. Pentru că se sperie ca nu cumva să-l piardă prin faptul că... Și-l pierd. Pierd. După ce... Da. Cam atât. Cam atât. Auzi, ia-ți și ăsta. Da. Te mai chem. Avem nevoie unul de altul. Aș putea și eu să vorbesc despre istoria mea. Am spus-o și în alte cercuri. Mama mi-a băgat o groază de fete în mine de nu vă imaginați. O spaimă. Și adevărul este că aș fi dorit și eu să mă uit la o fată sau să uite la mine, dar mi-era spaimă. Mama a avut grijă să mă spaimânte bine.
Și ca tare n-am avut treabă cu nicio fată. Deși aș fi dorit, mi-ar dau călcâie, dar aveam și handicapul că am 2 ani mai mic decât toți din generația studenției. Nu vă spun că e o poveste lungă. Treaba este că mintea mea s-a umblat pe maidane. Și am citit cărți, care erau în biblioteca părinților, cărți mizerabile. Bine, erau cărți clasice, ci că nuvele italiene din epoca Renașterii. Mizerabile! Numai cu desfârf, numai cu adulteri, cu înșelăciuni, cu ce-i făcea. Și mintea mea a început să se strice. La 21 l-am cunoscut pe Hristos. La 22 am luat hotărârea. La 23 m-am botezat. Și am zis, jur, Doamne, că vreau să rămân ca Pavel. Vreau să mă rup cu totul de toată istoria mea în minte murdărită. În minte murdară. M-am căsătorit la 28. Deci a trecut timp, n-am avut treabă cu nici o privire. Am zis, vreau să rămân pentru Hristos. Asta e motivația, îl iubesc, de-aia vreau să rămân. Dumnezeu însă a vrut să fie altfel și sunt recunoscător că Dumnezeu a hotărât altfel. Sunt recunoscător că n-am avut altă parteneră până la soția mea. Am fost scutit de comparația blestemată. Mă întorc la... Am o dependență de confort, siguranță. Ce este confortul sau siguranța? Apropo, nu știu dacă știți că pe scala factorilor stresori, schimbarea este cel mai mare stresor. Schimbarea. Pot fi schimbări de... A murit soția, e o schimbare dramatică, de cele mai mari. A trebuit să pierd jobul, schimbare, m-am mutat, trebuie să mă mut, uite războiul, vai de ei, a fost la Isaccea și mi-a povestit cum veneau oameni disperați și nu știau unde vezi, nu știu, au vrut doar să fugă de război. Schimbarea este un stresor uriaș. Și omul din self-protection, din protejare de sine, pentru supraviețuire, el face totul să nu schimbe nimic. Vă rog, rețineți, creștinismul însemnează perpetuă schimbare. Este acea schimbare pe care o efectuează dacă vreți, un modul lunar care trebuie să schimbe treptat, să se întoarcă și nu poate face brusc, nu se poate, e în vid și încet, încet durează un timp. Creștinismul este o reformă continuă. Acum, de ce am eu confort? De ce îl caut? Din egoism. Ori egoismul este mama păcatului. Cine are egoism nu va intra în cer. Poate să țină sabatul, să fie și vegan. Nu va intra în cer pentru că egoismul, dragii mei, e marca diavol. Made in diavol. Înțelegeți? Și ceea ce trebuie să întâmple este schimbarea inimii. O schimbare a inimii nu poate face decât Hristos. Și niciodată nu se va întâmpla decât dacă eu îmi dau seama că eu cad, eu nu mai pot, eu mă prăbușesc, eu nu pot singur. Și atunci Hristos intervine. Conștientizați că mâine murim. Atenție! Atenție! Mâine, băieți, murim. Toți murim. Se duce și frumusețea, se duce și tinerețea, și suplețea, și tot ce vreți, și pielea, se duce, murim. Noi trebuie să ne asigurăm că știm de ce am trăit, știm ce lăsăm în urmă. Care sunt cei primii pași pe care trebuie să-i fac să ieși din țara asta? Este să intri în cămăruță, să începi o relație cu Hristos. Dar ca să intri în relație cu Hristos, trebuie să te vezi pe tine că ai nevoie. Că dacă nu știi că ești bolnav, mori netratat. Știți care este primul? Hai să pun o întrebare deșteaptă. Care este prima condiție ca să fii mântuit? Hai, răspunsuri. Spune. Să vrei. Să vrei. Asta este condiția numărul 2. Care este prima? Bravo. Să mă văd pe mine în valuri. Bâl, bâl, bâl. Apa la gut. Aha, ajutor. Să-ți dai seama că te neci. Prima condiție ca să fii mântuit este să-ți dai seama că ești pierdut. Să fii pierdut. Cine nu e pierdut în conștiința lui, nu va avea nevoie de mântuire.
Ăla care stă pe nisip pe plajă, are nevoie de salvamar. Și că ce ai cu mine? Du-te la Crăseneac. N-are nevoie. Și tare mă tem că viața de astăzi cu noua religie numită psihologia, noua religie numită psihologia, ne dă simțământul că suntem chiar fiii luminii, fiii de olimpici, de zei, că încolo suntem niște păcătoși muritori. Primii pași nu există. Dacă aș da o rețetă, ar fi falsă. Dacă intri în cămăruță, îți dai seama cine ești, ai nevoie de Hristos și atunci, chiar dacă nu-ți vine, fă. Apropo, a venit la un avocat specialist în divorțuri rapide, un cuplu, mi se pare că a venit doar unul, doar ea, că ea e inflamabilă și cu cură mare și a spus, eu nu mai pot, vreau să divorțez de bărbatul meu. Este bădăran, este cu ochii în tabletă sau în ce, el nu are timp pentru mine, eu să fiu doar spălătoreasă, gospodină, divorțez. Bun. Îl mai iubești? Nu-l mai iubesc. Bun. Specialitatea mea este să conduc la divorț după o perioadă de test. Așa de pe stradă, copii sau din curtea noastră. Dacă sunt din curtea noastră, sunt copiii noștri și încă sabat și ar trebui să avem grijă de ei. Nu aș închide geamul, aș închide gura lor. Adică să aibă grijă, copiii mei. Mulțumesc, frate, mulțumesc. Da. Auziți? Și l-a spus, eu preiau cazul dumneavoastră cu o condiție, ca 30 de zile să faceți ce vă spun eu. Fac, domnule, numai să scap. În fiecare zi să îi faci un gest ca și când l-ai iubi. Opa, ce am zis? Să faci ceva ca și când l-ai iubi. Dar nu-l iubești. Ok, nu trebuie să-l iubești. Dar fă un gest ca și când l-ai iubi. Dar te ții? Păi, mă țin. Uite, nu-ți iau banii, te divorțezi gratis. Da? Fac. Peste 30 de zile vine cuplul. Tam, tam, tarim, tam, 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 ta, 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 ta. Fericiți. Ei, haideți actele. Ne-am hotărât să nu mai divorțăm. Dar de ce? Nu știu, s-a îndrăgostit el de mine, eu de el, suntem iarăși ca doi logodnici. Dacă nu-ți vine, încearcă să ieși voluntar, că uneori pofta mâncând vine. Deci încearcă, împotriva voii tale, să faci ceva. Și vedea că e plăcut, sora mea, Magda. Sunteți psiholog? Nu, dar... Am să vă spun ceva, dragii mei. Am stat 6 ore, sau 5 ore, pe acolo, cu un psiholog de mare clasă, de talie, și 4 ore jumate din 5 mi-a vorbit doar ea. Era o doamnă. Un psiholog, profesor universitar. Și m-a explicat cum... Traumele cu 2 generații înainte, ale bunicii, se repercutează în... Și spunea persoana, doamna respectivă, suntem condiționați. Îmi pare bine că dați în cap că nu suntem. Nu, așa, nu în sensul să să termin ce zice psihologia. Și noi suntem condiționați încât în mine se varsă canalul cu gunoaie de la... tata, mama, bunica, bunicul, iar eu nu pot fi decât victimă. Și aceasta este teza fundamentală a psihologiei, să caute în trecut cauzele defectelor noastre. Eu cred că există și o urmare, dar nu astea ne definesc. Avem voință, avem volanul. Noi nu suntem valiză în gară care ne poartă cineva de colo-colo. Noi decidem să da sau să nu. Uitați-vă la mine. Cât de fericiți sau de fericiți au fost părinții mei. Am să vă spun. Eu sunt un om fericit, slavă Domnului. Sunt foarte fericit și cred că simțiți că nu este o vorbă în vânt. Întrebați pe cei din zona mea, pe familia mea, vă dau telefonul soției dacă vreți.
sau copiilor. Auziți? Este exact cu ce voi merge data viitoare la doamna psiholog, înaltă, cu înaltă calificare, să-i spun ce părere aveți de cazul acesta. Este un băiat a cărui mamă la 4 ani și-a pierdut tatăl. Mama a fost sedusă de un bandit căsătorită la și a purtat-o pe fetiță de 4 ani plecând de acasă în, știu, într-o zonă, au stat, bine, o vreme a stat cu ăla, până l-a lăsat-o, n-au avut bani. Au stat într-o chilie 3 copii cu mama lor. Munceau la baie de capul lor. Tatăl băiatului a fost orfan de ambii părinți. Mama, tatăl a murit la 9 ani și mama la 11. Și a rămas orfan singur pe lume, fără nimeni. A dormit în parcul Carol, a fugit de la orfelinat, că viața era îngrozitoare. Și a stat, tatăl acelui băiat, a stat prin beciuri unde a găsit intrare iarna. Tatăl a mai fost închis 6 luni la pușcăria din Aiud. Ei, care-i profilul acestui om? Și sunt sigur că doamna va spune, este un ratat, un nenorocit. Și voi spune, Doamne, ăsta-s eu. Pentru că e cazul meu. Orice s-ar întâmpla în trecut, pot fi trecute peste. Și vă spun ceva. Căutați psihologia lui Viktor Frankl. Este singura care privește înainte. El spune, nu trecutul ne definește, ci scopul pentru care trăim. Ați vrut să spuneți ceva, că traumele pot să creeze în noi această dezumflare. Totuși, avem un Hristos viu. Avem un Dumnezeu binecuvântat, care poate să șteargă raportul trecutului. Chiar dacă mecanicist vorbind în psihologie, cam așa se gândește. Nu știu dacă am răspuns, poate vrea să spuneți altceva. Da, nu traumele bunicilor și străbunicilor, ci traumele personale. Toți am avut traume. Unele sunt puțin mai greu de trecut, dar nu că nu s-ar putea trece peste ele. Să rămână. Vreau să vă spun că am avut ca pastor, prin mila lui Dumnezeu, am slujit 44 de ani. Și am avut ca pastor și am avut atâtea ocazii să cunosc tot felul de oameni foarte de jos, foarte distruși, care au fost coși. Slavă lui Dumnezeu! Oameni care au ajuns în depresie cruntă, au ieșit. Și asta doar privind înainte la Hristos, la puterea Lui. Deci traumele, toți le-am avut. E cineva care n-a suferit în viață. Și eu am suferit. Dar Dumnezeu e mai tare. Ai ceva de spus? La Respiro, la un moment dat, ne-am luat mai mult timp să înțelegem cum ar trebui să... Care e una dintre marile nevoi ale tinerilor? Și după mult lucru în echipă, am ajuns să creăm practic și viziunea Respiro, care spunea să-i ajutăm pe tineri să fie echilibrați emoțional. În momentul... Tu nu poți să te dezvolți până n-ajungi la acest echilibru emoțional. În momentul în care ești o persoană care are această... este condusă de emoții, acest dezechilibru emoțional, tu nu poți să construiești pe mai departe ceva solid în viața ta. Startul începe în momentul în care ești echilibrat emoțional. Ce înseamnă asta? În noi este zona emoțională și zona rațională. Noi trebuie să ne luăm suficient timp și pe baza credinței, autorității cuvântului și a gândirii, și introduc aici puterea voinței, un concept extraordinar de puternic în spiritul profetic, puterea voinței. Păcatul
era a patra asta în colț, ce face păcatul este să distrugă voința. Nu ai capacitate de a avea voință. Tu nu mai poți alege, tu nu mai poți ieși, tu nu mai poți decide. Te-ai îndrăgostit de o fată, știi, vezi că nu merge, dar nu te poți rupe. Ai intrat într-o... nu te poți rupe. Acum. În momentul în care, împreună cu Dumnezeu, ceri și îți refaci puterea voinței, redai minții tale capacitatea de a fi controlată de partea noastră rațională, atunci reușești să ai echilibru, reușești ca rațiunea să... și tu când ești într-o situație, nu te lași, ci gândești și zici, hei, stai puțin, îngheți, pur și simplu, dacă intervine ceva, îngheți. De ce îngheți? Ce este? Reacția asta este una rațională sau emoțională? Evident, emoțională. De ce se întâmplă? Pentru că tu nu ai reușit să-ți dezvolți această putere a voinței și această capacitate ca tu, trupul tău și mintea ta să fie controlată de valorile și principiile tale. Și atunci să poți să-ți controlezi viața. Eu am un principiu de viață, am mai multe. Unul dintre ele este: orice schimbare majoră este precedată de un haos. Până nu ești conștient și înțelegi ceea ce ți-aduce această dependență și stare, până nu înțelegi astfel încât să te frigă, o să o scalzi mult. Când înțelegi, cer cu disperare Domnului să-ți dea această putere a voinței care te va ajuta să faci pași. Vreau să continui ideea ta, mulțumesc, fratele meu. Ce e puterea voinței? Și că clubul voința. Nu e asta. Puterea voinței, spune G. White, adevărata putere a voinței este puterea de a alege. O? Puterea voinței este puterea de a clic comutatorul. Nu. Da. Oricând ești sleit, ești dependent, nu mai poți. Vreau să vă spun despre mine că am fost nu chiar echilibrat emoțional. Bine, n-am fost bipolar, slavă Domnului. Ce vreau să vă spun e că eu am fost complexat. V-am spus, tata m-a dat un an mai devreme, ca toți din epoca mea la școală, tata a vrut să aibă genii. Și nu eram chinuiți. Vara ne obliga să învățăm materia de anul viitor. Eu n-am avut vacanțe, știi? Iar când la liceu a spus, faci 2 ani într-un an, ca să intri mai repede la facultate. Și a făcut 2 ani de liceu într-un an. Vara am învățat latina, chimia și o grămadă de materii. Am dat diferențe și am intrat mai repede. Și când am intrat la facultate, eram aproape pionier, iar ei erau însurați. Vă dați seama? Și a fost, apropo și de fete, spaima mea, a fost tot timpul complexat și nimeni nu se stătea la mine. Eu vorbeam, dar bla, 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 eram zgomot de fond, înțelegeți? Când l-am întâlnit pe Hristos, Doamne, ăsta a fost momentul care m-a făcut om. Și am înțeles că sunt fiul lui, că nu mă raportez la oameni, nu ei îmi dau imaginea de sine. Apropo, știți ce este imaginea de sine? E imaginea pe care o ai tu despre tine însuți. Corect? Greșit! Este ce crezi tu, că cred alții despre tine. Ce am zis? Imaginea nu ce crezi tu despre tine, că tu crezi că ești, Olimp. Nu. Te uiți în ochii oamenilor și vezi cum se uită la tine. Și că n-am valoare. Imaginea ține pe dau alții. Ce cred eu? Că cred alții despre tine. Iar atunci când te uiți la Dumnezeu, vezi ce crede El despre tine. Tu ești fiul meu. Tu ești lumina ochilor mei. Cu niciun chip n-am să te las. Iar acest lucru m-a echilibrat și n-am mai avut nevoie de oameni. Și știți ce s-a întâmplat? În sfârșit, oamenii m-au băgat în seamă și au început ei să vină la mine. Eu până atunci fugeam după ei cățeluși. Acum veneau ei la mine. Și eram fericit. Nu pentru că ei veneau, ci pentru că mă echilibrasem. Relația cu Dumnezeu este singura care te echilibrează. Bun. Hai să trecem la
Eu zic așa, la 8, eu ar trebui să mă duc. Mai avem doar 37 de minute. Aș vrea să trecem pac, prin întrebări și să vedem care din astea sunt dominante sau mai importante ca să le discutăm. Pentru că una e să-ți dai un răspuns scurt, o schemă, nu? O magistrală, cum dau farmaciștii, care, mă rog, are sau nu are sens. Noi vorbim pentru toți acum, nu doar pentru cel care a pus întrebarea. Hai să vedem întrebările. Nobody answers. Ăsta era? Am o dependență de prieteni, de multe ori îi pun pe primul loc. Asta este nevoia imaginii de sine și prietenii îmi dau imaginea de sine. Chiar înaintea mea, nu mă plâng, sunt prieten bun și steți, uneori chiar faptul că îi am mă face să merg înainte. Ce să fac să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc? Personal, nu cred că este competiția între prieteni și Dumnezeu. E competiția între priorități. Mie îmi place mâncarea. Bine, nu se vede. Am două mese pe zi, mănânc un singur fel și puțin. Asta e secretul. Dar zic, mie îmi place mâncarea și vreau să... Bine, bine, îmi place mâncarea, îmi place și joaca, îmi place și cititul, dar vreau să știu care sunt prioritățile. Și atunci când mi-am stabilit prioritățile, ele vin la rândul lor. La fel și cu prietenii. Eu cred că prietenii compensează nevoia sufletului de a da și de a primi dragoste. Știți care e formula fericirii? Fericire egal definiție. Sunt două termeni, două părți în jurul egal. Fericirea egal a da și a primi dragoste. Nu a primi și a da. Mai întâi dai tu și apoi primești. Țineți minte. Și probabil că oamenii sunt doritori să fie fericiți și își caută satisfacția la nivel orizontal. Eu cred că contează. Numai că Dumnezeu este mai întâi. Și dacă nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu, sigur că te mulțumești doar cu prietenii. Aș trece mai departe. Tot relația cu Dumnezeu, cămăruța, n-am. Ai tu altă soluție? Am avut o temă acum o săptămână legată de demnitatea umană și faptul că Dumnezeu, că marele scop al lui Dumnezeu cu noi este refacerea demnității umane. Desigur, doar dintr-un text e foarte greu să înțelegi situația acolo, dar doar când citesc, am o dependență de prieteni, de multe ori îi pun pe primul loc, tare mi-e frică că omul ăsta și-a pierdut identitatea lui în raport cu ceilalți și poate se duce unde se duc și ei ca să nu se piardă de ei, se definește prin ei, iar în momentul în care se întâmplă treaba asta, ești pe un teren foarte periculos. De asta este fundamental să te regăsești pe tine însuți, să te simți bine cu tine însuți și să ai tu identitatea, valorile, personalitatea ta. Și demnitatea ta. Acum, cum fac asta? Nu văd un egoism în a construi personalitatea și demnitatea ta. Dar asta o vei face doar în momentul în care îl vei lăsa pe Dumnezeu să spună cât de important ești tu. În momentul în care, mulțumesc, în momentul în care tu nu reușești sau singura ta preocupare este raportată la ceilalți din jurul tău, dau la medicină, de ce? Pentru că toți ceilalți dau la medicină. Vreau să-mi fac un prieten. De ce? Nu simt neapărat, dar văd că toate fetele sau băieții de vârstă cu mine își fac prieteni. Adică presiunea asta a societății din jurul nostru ne bagă în niște șabloane. Și noi trebuie să avem această lejeritate de a putea fi diferiți. Și nu e o problemă asta. Să nu simțim că e o problemă asta. Să nu lăsăm această presiune de a ne intra în aceste lucruri, să nu lăsăm să ne conducă, pentru că atunci, într-adevăr, nu ne vom mai regăsi. Da, e foarte mult de povestit, e foarte mult, da. Cum poți scăpa de dependența de o persoană? Cum să nu lași ca o relație eșuată să-ți afecteze prezentul și viitorul
făcându-te să-ți pui la îndoială propria valoare. E puțin asemănătoare, dar e diferită întrebarea. Ați auzit că un băiat de clasa 12 s-a sinucis? Era eminent. Dar se îndrăgostise de o fată la vârsta când nu e timpul să te îndrăgostești. Asta este îndrăgostirea hormonală, se cheamă. Nu este antegii ființe, ci mai degrabă jocul hormonilor. Ce faci? Am văzut când eram june, nu eram credincios, o piesă de teatru care juca George Constantin. A fost un actor mare. Adică nu juca, el trăia rolul foarte natural. Și se numea Act Venețian de, vă spun imediat, o să-mi vină în minte, un scriitor român. Nu Cezar Petrescu, ci Camil. Cred că Camil Petrescu a scris Act Venețian. Și tipul ăsta era conte, avea o prințesă de nevastă, avea și un băgător de seamă, un golănaș. Și prințesa cade în ghearele păianjenului. Și el descoperă. Ce-i face? Scoate sabia? Nu. Îl dă afară pe păianjen, pe doamna o lasă acolo, dar nu îi spune nimic. Iar faptul că el se poartă așa cu ea, o produce în ea o cădere, ce-am făcut, te rog să mă ierți, te-am înșelat. Da, dragă, nu m-ai înșelat tu. Ba eu, ba nu, eu m-am înșelat. Eu am crezut valorile acelea și nu sunt. Tu n-ai nicio vină, tu așa erai. Eu m-am înșelat. Și dacă eu m-am înșelat, nu ea m-a trădat, ci eu am avut oglinzile sau lentilele prost dispuse și te-am văzut cum nu ești. Trebuie să mă întorc la valori mai bune. 2. Ori de câte ori ne uităm în urmă și ne lăsăm determinați de trecut, niciodată nu o să trăim prezentul, pentru că prezentul se trăiește privind în viitor. Ei și. Asta e, am iubit-o. Vă dau un caz foarte frumos, care poate încuraja pe mulți. Primul adventist din viața mea era medic și a avut un rol definitoriu în a-mi deschide ochii asupra adventismului. Mulțumesc Domnului că a existat. El era logodit cu o fată frumoasă. El era medic, ea era asistentă. Au stabilit anul viitor vom face nunta și în timpul acesta ea găsește pe un Don Jonel și îl lasă, sparge logodna. După vreo 2 ani mă duc la el, avea dispensar undeva în țară și să stau cu el. Aveam drag să stau lângă el, absorbeam multe din felul lui deosebit de a fi. Și văd pe biroul lui poza fetii. Și eu zic, ce caut asta aici? Păi zice, este fosta mea logodnică. Bine, dar după ce? Și el spune, da. Și eu zic, dar te face să suferi. Da, știu, dar suferința ne face mai buni. Și el o păstra acolo și acceptase ideea, nu plângând, ci, cum să spun eu, îmi scapă cuvântul, rejudecând trecutul, învățând de aici. Deci am apreciat faptul că trecutul nu l-a zobit, deși a fost o rușine și pentru el și o cădere, pentru că era o relație emoțională. Dar a spus, lasă acolo, e un fapt al istoriei, al trecutului
trecutul acesta mă smerește, mă face să fiu mai cu minte, adică să mă gândesc mai bine. Viitorul hotărăște prezentul, nu trecutul. Iar cei care se uită în urmă, atenție, copiii până la 14 ani, 12 ani sau 15, trăiesc doar prezentul. Ei nu știu nici de examene, nici că vine treapta sau bacul. Doi, tinerii trăiesc în viitor. Înțelegeți? Ei văd proiectul, prospectul. Iar bătrânii în trecut. Da, eu nu sunt bătrân, slavă Domnului, am 35 de ani, pentru că am tot timpul ochii acolo unde trebuie. Și mulțumesc lui Dumnezeu că rămân. Bun. Eu cred că toate aceste întrebări atât de profunde trebuie discutate cazual, pentru că sunt o serie întreagă de pârghii care trebuie discutate și stabilite. Așa nu putem decât da răspunsul general. Te rog. Ceva scurt. Sper. Aici aș vrea să vă spun o chestie personală. Am cunoscut o fată. O fată superbă. Superbă. Din foarte multe puncte de vedere. Și am interacționat un pic cu ea. Era distanță mare între noi. Însă mintea mea a început să lucreze. Și am început să construiesc profilul ei în mintea mea. Și am început să construiesc. Repet, fata avea foarte multe calități din toate punctele de vedere. Atât de tare m-am legat doar mental de fata asta. Mai ne scriam, mai discutam la telefon, ne rugam, dar eu în mintea mea mi-am construit un profil al ei teribil de puternic și m-am legat foarte puternic de ea. Ulterior ne-am văzut undeva la o întâlnire, doar că eram toți străini. Realitatea față de toată construcția din mintea mea era foarte diferită, foarte diferită. Și nu s-a legat, dar eu am rămas lipit. Dar știți de ce am rămas lipit? De construcția din mintea mea. Știți când m-am chinuit să mă dezlipesc de fata asta? Foi, de fapt, de fata din mintea mea, repet, de fata din mintea mea. Și atunci am înțeles cât de mult contează să nu te arunci până nu ai o plasă de siguranță, niște elemente de siguranță. Te arunci, investești și după ce te-ai aruncat și ai investit, constați o realitate care e diferită, care nu funcționează și atunci evident că suferi foarte, foarte tare. Așa. Unde? Scuze. Tare și cu mâna sus, nu știu. Păi obții plasa de siguranță construind relația și înțelegând, ok, acum suntem amici. Avem puncte comune, că până la urmă relația începe cu puncte în comun. Da? Avem puncte comune? Avem. Mergem la next level. Hei, cum ne simțim împreună? Bine, avem ce facem, comunicăm foarte bine, reușim să avem o comunicare suficient de lejeră. Mă simt natural să vorbesc cu la foarte mulți subiecte cu tine. Next level. Și atunci îmi construiesc... Continui, ok. Da. Chiar. Nu, pe tema asta. Da. Nu râdeți, că este continuitate. Poate vrei să... Nu, terminat. Jonglăm, tenis. Da, uitați-vă ce se întâmplă. Plasa de siguranță poate să fie, se bazează pe cunoașterea reciprocă. Cunoașterea reciprocă ia timp. Nu timp la telefon sau pe... Nu, timp împreună. Timp împreună la distanța respectivă. Că dacă cazi pe tobogan, te duci în fundul nămolului fără să o cunoști. Dar, deci, cunoașterea personală, numai că plasa trebuie legată, trebuie ancorată de niște stâlpi puternici. Deci aveai plasă și Dumnezeu zice nu. Am avut o experiență eu. Zi un nume de fată. Bianca. Sper că nu e. Categoric nu.
Bianca este una din nepoatele mele, de aceea am zâmbit. O cheamă Bianca și are 5 ani. Am 5 fete și un băiat. Sunt bogat. Așa, deci, eram elev la seminar. Făceam practică într-o comunitate din București oarecare și fiind muzician, m-au rugat să fiu și la cor, să mai fac cu ei ce puteam. Iar ea era acolo, la zice voce. Nu la bas, la alto. Așa. Și era atât de discret, atât de... Ea conservatoare, adică nu mergea cu flușturele, cu modernisme, dar era plăcută, era cu minte, era inteligentă, lupta pentru sabat, făcea o școală superioară, dar avea mari probleme cu examenele, vă spun, și lupta. Și felul ei de a fi m-a prins. Atenție, nu știe nimeni decât soția mea, ea habar n-are. Da, nu știți cine e, că e Bianca. Și într-o vineri seara am avut repetiție de cor. Și am fost prins. Sigur, n-am arătat. La data aceea încă eram pe Rămâi ca Pavel, știți? Și am prins și am zis, trebuie să o rezolv cu Dumnezeu. Vreau să văd dacă plasa asta, că am cunoscut calități, dacă plasa asta de siguranță e bună. M-am dus acasă. M-am pus pe genunchi, era vineri seara la 9:30, până la ora 2, cred, am stat pe genunchi și am zis, Doamne, ce are? Zi un da. Daul, vă spun altă dată, Dumnezeu ne-l spune totdeauna, nu acum, poate mai încolo. Și Dumnezeu tace. Doamne, da, ce are? Nu-i sfântă? E. Nu-i bună? E. Dar de ce nu? Nu-i pentru tine. Doamne, da, vreau. Și m-am târât pe genunchi înaintea lui Dumnezeu până pe la ora 2, când am zis, Doamne, iartă-mă, nu vreau. Dacă Tu nu vrei, eu nu vreau să fie. Eliberează-mă, dar împlinește-ți cuvântul care scrie în psalm, eu în psalmul 33:15, cred, eu întocmesc inima la toți. Eu întocmesc inima la toți. Eliberează-mă! Pacea Domnului a venit peste mine, am fost atât de fericit că sunt cu Domnul, că eram cu fata, dar nu cu Domnul. Eu vreau să fiu cu Domnul și cu fata, nu se poate, atunci cu Domnul. A doua zi, în sabat, merg la adunare. La școala de sabat m-au rugat să fac și eu ceva acolo, că eram elev. Și mă uit acolo, la alto, Bianca. Și mă uit, zice, pentru asta am plâns eu azi noapte. Pentru asta. Eram eliberat. Nu știu dacă înțelegeți. Eram eliberat. Cam mai târziu s-a făcut de ce n-a fost Bianca pentru mine. Cu 3 băieți, un soț bun, era medic. Felul ei atât de strict, încăpățânat, dacă vrei, i-a condus la divorț. La divorț, oameni buni. Și mai târziu am descoperit în anumite situații că era într-adevăr o fată foarte bună, dar oțelită de nu se lăsa. Și zic, Doamne, m-ai scăpat pe mine. Uite așa, am tățit-o, termine. Tot prin rugăciune, imediat, tot prin rugăciune am scăpat și eu de fata asta. Serios vorbesc. Repet, fetelor, aveți tot respectul de imaginea fetei din minte. Da? Serios, deci nu mai rezistam, efectiv nu mai rezistam. Nu puteam să vorbesc cu o altă fată că o comparam tot timpul cu tantea asta din capul meu. Bianca, altfel se numea la mine. La mine, să zicem, Andreea. Și până m-am rugat foarte mult, foarte serios, și Domnul m-a eliberat de treaba asta. Cazul 2. Din nou, nu, eu n-am fost un Don Juan, nu, n-am avut treburi de-astea. Am vorbit cu o fată. O fată care, la prima vedere, părea wow. Wow. Dar era doar ceea ce ea exprima la exterior. Și eu m-am capsat foarte tare. Cam după vreo 7 luni,
am descoperit cine era fata asta cu adevărat. Era la medicină, avea foarte multe examene și l-a pierdut, a fost la medicină și și-a zis, cum să spun eu, și-a dat pe față cine era ea cu adevărat. Foarte diferite față de ce, de cine cunoscuse. Și mi-am dat seama că nu merge relația. Dar am stat cu ea luni bune de milă. Nu știu dacă mă înțelegeți. De milă. Era să prinsesc, eram tot universul ei. Tot universul ei, eu eram. Eram conflict cu părinții ei, părinții ei aproape de divorț, în fine, tatăl și cealaltă soție. Eu eram tot universul ei. Dădeam și bani. Complicată povestea. Până la urmă, într-o zi, a trebuit să spun nu. Și a trebuit să spun stop. Pentru că toată chestia asta ar fi dus din rău în mai rău. Vreau să spun că căsătoria nu este un act de binefacere, nu este un act de caritate, este un act de asociere pe veci între două persoane care au aceleași idealuri, afinități comune și care au o misiune comună. Ultima frază mea. Da, poate ai fost într-o relație în care atât de mult ți-a plăcut de omul ăla sau de fata asta și credeai că ea este și credeai că... Și nu s-a întâmplat. Încrede-te în Domnul. Amin. Că nu era cel mai bun pentru tine. Ascultă treaba asta. Și dacă se dovedește că este om de nimic sau... Mă rog, da, asta poate peste an să va dovedi. Da. Tu nu stai peste an să suferi atâta. Laudă-l pe Domnul că nu te-a lăsat. De asta, voi vă faceți multe scenarii, dar tot împreună cu Domnul, dacă veți alege cu cine să vă căsătoriți, așa liniștiți veți alege și așa vă va elibera Domnul, că în mintea voastră veți face comparații, din păcate. Dacă aș fi rămas, dacă fatea, băi, dar ce, dacă. Înțelegeți că să stai zi de zi cu cineva în aceeași casă, implicația este imens. Absolut imens. Mulțumesc, Gabi. Aș vrea să vă zic cum poți auzi vocea lui Dumnezeu în cazurile acestea. V-am spus că vreau să povestesc cum știi dacă Dumnezeu e sau nu de acord. Pe vremurile lui Israel, când David nu știa încotro, spunea cum îl chema pe mare preot? Abiatar, mulțumesc. Era tot la Abimelec mergea gura, nu. Abiatar, adu efodul. Efodul avea două pietre, pe Urim și Tumim, care spunea da când se lumina asta sau nu. Dumnezeu ne-a lăsat efodul fiecăruia. Atenție! Uitați-vă la degetul meu. Tensiune, rezolvare. Pace și tulburare. Și sunt un dicton de demult. Băiatul care te tulbură, ocolește-l. Sau fata care te tulbură, ocolește-o. Atenție! Urim și Tumim. Ăsta e Tumim. Nu. Iar eu asta aveam atunci, Dumnezeu nu-mi dădea pace. Aveam tulburare în suflet și am zis, Doamne, dă-mi pacea ta, zi-mi, dau și te urmez. Și în momentul când am decis, pacea lui a fost dulce și m-a umplut. Mergeți pe Urim și Tumim. Asta susține plasa de rezervă. Mulțumesc. Hai să vedem încă o întrebare. Era Betty cu o întrebare. Ia, te rog. Sus. N-aș putea spune, pentru că n-am făcut un studiu și nu vreau să vorbesc ex ventris, adică din burtă, cred însă că după ce am înțeles în ansamblu, creează dominante magistrale. Și eu cred că dependența emoțională, în cazul în care nu este echilibrată prin alegere,
Alegerea, ca să pot alege, ca să ai voință, înainte de voință trebuie să ai discernământul. Ca să ai discernământ, ai nevoie de polul bine și rău. Dacă aceste lucruri nu sunt clare, nu poți să știi dacă e bine sau rău. Stabilește ce e bine și rău prin cunoașterea lui Dumnezeu. Deci ți-ai lămurit asta, ai discernământul, știi că e bine sau rău și poți spune, aleg binele. Înțelegeți? Deci voința depinde de discernământ și de moralitate, de reperele morale. Și atunci poți să alegi. Iar emoția, vă spun, eu sunt un tip emoțional. Sunt sangvin major. Am și alte defecte ale altor temperamente. Am suficiente defecte din sangvin. Dar vreau să spun că, ca atare, Dumnezeu să fie lăudat că m-ai echilibrat. Îi mulțumesc din suflet și Dumnezeu este echilibrul nostru. Altă întrebare? Aș vrea odată să vin să discutăm despre muzică. Mi se pare că aș vine serios să spun doar așa o vorbă. Cum îi pot face pe cei din generația mea să înțeleagă că nu vor fi niciodată liberi ascultând muzica toxică? Dar care e muzica toxică? Și așa mai departe. Next question. Cum îți dai seama că ești dependent de ceva? Răspuns, nu mai poți să ieși din șleau. Voința ta, puterea de a alege da sau nu, e blocată. Dacă vreți să vă spun, dar nu vă spun, că n-avem timp. Cum scăpăm de dependența telefonului? Simplu, dai drumul jos. Am văzut asta. Și-a spart telefonul. Și am mai avut câteva zile smartphone, câteva săptămâni sau luni, și omul a scăpat. Cum poți scăpa de dependența porno? Pur și simplu, blocând toate căile de acces. Dar blocându-le în așa fel, cum s-a legat Ulise de catarg, că a vrut să se scape, să sară la sirene, dar noroc că s-a legat. Legați-vă. Legați-vă și atunci nu veți reuși, chiar când te împinge ispita, să cădeți. Ceva. Vrei, zi. Ceva aici doar. Era o discuție între domnul Liceanu și Pleșu. Și la un moment dat zice, nu mai știu care dintre ei, zice, în seminarele astea, lumea în care trăim, apropo, acum o să fie din nou lumea în care trăim, Humanitas, da? Merită, da? Urmărit și merită. Ia, poți să-ți faci abonament și să mergi la toate cele 6 întâlniri la Ateneu. Și spune așa, dom'le, în timp, oamenii mergeau cu autobuzul, zice, stăteau și cădeau în ei și gândeau, analizau, macerau lucrurile, da, gândeau. Acum însă, oamenii când au și cel mai mic timp liber, ce face asta? Face ca tu să nu mai ai timp să-ți așezi gândurile și mintea. Reflexia. Tu să nu mai ai timp să faci asta. Asta ne nebunește cel mai mult astăzi. Tu nu mai ai opinie pentru că n-ai avut când să ți-o faci. Nu ți-o faci citind pe Facebook. Ți-o faci căzând în tine și analizând și gândind și pun lucrurile cap la cap. Și asta este marea problemă a dependențelor de telefon. Ne distruge capacitatea de a te forma. De introspecție. Mulțumesc foarte mult. Este un adevăr mare. Secretoșenia este jumătate din puterea viciului. Atenție! Viciul te ține prin secretoșenie. În momentul în care găsești pe cineva în care te poți baza și scapi și spui lui și a pierdut tentația, ispita, jumătate din putere. Vă spun, este o chestie foarte importantă. Întrebarea, credeți că un păhărel de alcool băut ocazional se poate transforma în timp într-o dependență? Nu. Pentru că e ocazional. Dar calci o convenție cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat trupul tău ca să fii administratorul lui, ca să ai o antenă cât se poate de fină. Apropo, știți de unde vine cuvântul spirit? Spirit. De la spirit. În engleză. Do you like some spirit? Întreabă britanicul, în mod special, nu americanul. Americanul zice grog sau gin sau whisky, dar asta spirit. Adică, și în momentul în care bei,
cineva intervine, alcoolul este un medium spiritist. Țineți minte. Mergem mai departe. Ce înseamnă în mod concret dependența de Dumnezeu și dacă este un lucru bun, cum îl putem practica în mod real? Dragii mei, este într-un fel greșit să înțelegem dependența în termenii dependenței. Pentru că dependența îți fură voința, te handicapează, te infirmizează. O relație cu Dumnezeu te eliberează, te încarcă cu demnitate, îți dă puterea de a alege. Dar noi folosim expresia să fii dependent de Dumnezeu printr-o alegere zilnică. Vă știți care e problema noastră? Că noi suntem atât de plini de noi, încât am nevoie de Dumnezeu doar înaintea unui examen, doar în momentul când m-a prins poliția în offside, atunci, Doamne, ce-ar fi dacă am fi dependenți înainte de a călca pe bec, de a-L întreba pe Dumnezeu, de a-L face pe El nu doar prietenul nostru. Ioan 14:23, știți ce spune? E cel mai frumos text din lume. Toți deschideți Biblia. Și aș vrea, nu, telefonul e util, dar nu e Biblie. Deschideți Biblia. Ioan 14:23. Cine are Biblia, rog să citească din Biblie. Odată o să vorbim despre... Da, te rog. Tare! Bine, și tatăl meu m-a păzit. Nu asta, stai, continuă, că acum urmează. Psst. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Doamne, păi tu vrei să locuiești cu mine? Unde? Aici. Dumnezeu vrea să fie o viață în doi. Nu ești tu, ci eu cu tine. Noi suntem împreună. Viața cu Hristos este o viață în doi. Și marea problema mea, o spun, mărturisesc, este că nu e continuitate. Adică este, dar sunt și goluri și totdeauna când sunt goluri o dau în bară. Deci vreau să fiu necurmat cu El, pentru că El îmi dă sfat, El îmi dă putere, mă avertizează, îmi dă bucuria să-mi fac voia Lui. Viața de creștin e viață în doi. Acest lucru nu e o dependență, dar poate să devină cea mai frumoasă relație care există în tot universul. Next question, please. Aș putea să zic ceva? Te rog. Mai avem 3 minute. Când ai practici un sport, o pasiune, o materie la școală care îți place foarte mult și te duci, ai un profesor cu care faci meditație pe treaba aia și te pregătești poate pentru olimpiade, pentru medicină, pentru... dar îți place foarte mult. Când te duci la El și vrei să înveți noi și noi lucruri de la El, e dependență? E dependență? Nu. Dar de ce îți place să te tot duci la El? Pentru că lângă El crești. A, zic, ce fain, mai învăț ce aia. Aveam un profesor de matematică în gimnaziu, mi-era drag să stau lângă omul ăsta, pentru că învățai tot timpul niște chestii super faine și creșteai. Nu eram dependent de El, dar aș fi stat tot timpul numai lângă El. Mulțumesc. Hai să mai încercăm o întrebare. Cum pot să vorbesc despre experiența eliberării mine din adicții și dependențe într-o manieră eficace, astfel încât să ating cât mai multe inimi ca să privească spre Liberatorul Suprem Iisus. Bravo! Cum poți să vorbești? Am 2 cuvinte. 1. Autentic. 2. Vulnerabil. Știți ce înseamnă vulnerabil? Vine din latinescul vulnera, că înseamnă rană. Eu îmi deschid sufletul și sunt pregătit chiar să mă răniți. Vulnerabilitatea și autenticitatea. Și niciodată arătând vreun merit al tău, ci arătând doar meritul marelui medic și vindecător. Judecăm oamenii prea mult și privim superficial. Ce putem face în privința aceasta? V-am spus, am citit astăzi de dimineață textul din Zaharia 7:17. Vă amintiți? Nimeni să nu gândească rău în inima lui de aproapele său. Și îmi dau seama că asta este
Prima reacție când întâlnesc un om, îl văd negativ și îmi propun cu ajutorul lui Dumnezeu să caut motive pozitive. Deci o luptă cu sine. Eu cred că tot relația cu Hristos ne va putea scăpa. Next question. Mă simt rar fericit sau rar simt bucurie în afară de cele în care mă autosatisfac. Ce să fac? Probabil că confundăm fericirea și bucuria cu punctul amețitor al plăcerii. Dar atenție, plăcerea nu este un vas comunicativ cu fericirea. Plăcerea are următorul grafic, o curbă ascendentă și cădere. Am mâncat bine, păi gata. Nu mai văd mâncarea, nu mai pot. Pe când fericirea este un platou, Plăcerea e de ordine senzorială, fizică, pe când fericirea e de natură spirituală. Nu confundați nici bucuria, nici fericirea cu, știu eu, vibrația maximă a plăcerii. E înșelătoare. Eu sunt acum, parcă am spus ceva, în dialog cu un băiat, Alfred, parcă l-am numit, de dimineață sau când, care omul ăsta spune, unchiule, am făcut toate blestemățile din lume, am sărbit toată plăcerea din lume, sunt nenorocit, vreau să ies, ajută-mă! Și mă rog cu el. Și am în fiecare seară o întâlnire, am dat un program de redresare, de bodybuilding, în ghilimele, spiritual, și ne întâlnim. Plăcerea te înșală. Nu este bucurie. Iar cel care stă în autosatisfacție își sapă groapa singur. Și am să vă dau un exemplu, l-am dat și la Cuza Vodă când am avut. Am fost sunat după un seminar de antipornografie și cu asta închei. Am fost sunat de o doamnă. Vă rog, puteți să vorbiți? Da, sigur. Suntem căsătoriți de un an jumate, îl iubesc din iubire, ne-am luat, el mă iubește, mă adoră, dar nu e om. Nu-i bărbat. Și eu nu mai știu ce să fac. Spune că tremur. A ajuns să cadă pe stradă, adică o apucă un tremur psihologic, psihic, totul e din stres. Și cad jos și doamna era profesoară, zice, nu pot să mai merg la școală, mă apucă, ce să fac, sunt distrusă. Și zice, vreau să vorbesc cu soțul. Și m-am uitat la ei, m-am dus la ei. El era un rob, sclav al autosatisfacției și totdeauna nenaturalul e mai agresiv și naturalul nu mai are farmec și era nimeni. E un shortcut. Cum? E un shortcut. Da, pur și simplu el nu mai reverbera la natural. Și am spus, hai să facem un plan. Nu e o rușine, e o boală. Nu te condamn, că sunt boli, sunt stări în care trebuie să ieșim. Hai să ne rugăm, facem programul ăsta. După 6 luni mă duc la ei. Cum e? Păi el 6 luni a fost abstinent, dar încă nu era om. După un an și ceva, un an, de acum erau 3 ani de căsătorie, i-am scrie, am un soț adevărat. Iar după încă un an, zice, așteptăm un bebeluș. S-a atât de recunoscător că putem ieși din hău, din abis. Și asta doar printr-o relație cu Dumnezeu și printr-o disciplinare. Acum, autosatisfacție, atenție, este consecința a altor neîmpliniri. Mă înțelegeți? Că unii care nu se împlinesc mănâncă, înțelegeți? E abulie sau bulimie. Deci, cei care au probleme nerezolvate se echilibrează, în ghilimele, se compensează, mai corect, cu viciul. Băutură, tutun, autosatisfacție. Dar vreau să știți că toate acestea adâncesc groapa. E nevoie să înțelegem că acesta este păcat. Nu păcat că Dumnezeu nu dă voie, că te distruge. Păcatul te autodistruge. Se cheamă valiza
de valiția de distrugere. Pur și simplu te scoate din funcție. Dragii mei, timpul e scurt, Dumnezeu să vedea lumina, poate voi avea harul să vă mai văd. Cine știe când? Când o să mă invite fata asta sau băiatul ăsta? Bine, nu ei, ci comitetul de aici, pastorii. Am și o treabă multă, dar totdeauna tineretul e prioritatea zero, nu unu. Zero, înainte de toate. Eu am încheiat.